Salutare, domnilor! Și bine ați venit la un meci de mare angajament. Vă salut de aici, de la studioul Nemții TV. Nemții TV in the mix. Ce faceți, dragii mei? E de la magazin? Hai că de la magazin vin. Stai să-mi pun și eu astea aici, ca să fie treaba. Sepsi, oieșca! Gâri, cic, sereda! Cichi, sereda! Mergea Budescu în thumbnail, acum a plecat Alibi, dar mergea pusher umărul. Lasă-mă, că e făcut de săptămâna trecută thumbnail-ul, să mă bată tata. Dacă nu e făcut de săptămâna trecută thumbnail-ul. Cine a mai făcut? L-am editat un pic cu meciurile cu astea. Vă prezint meniul de astăzi, niște caise proaspete. Niște din astea care le-am dat pe jos jumate când le-am adus acum în drum. O cană goală, ca să-mi pun suc. De ăsta, de suc așa am și eu. Tropical mix cu mango, cu portocalii, cu din astea. Cana v-am arătat-o. Și mai avem și un Pinky Mystery Box, tat! Pinky Mystery Box pe care îl deschide la 100 drag. Ai văzut că cea hlău nu a mai luat gol de 3 meciuri, bravo lor! Mamă, stați și-a să dau mai tare un pic. Haide mă băieți! Salut, Robert Burciu, Inic, Clau, te pup, frățiorul, te pup! Gata, m-am făcut comod. Te pop, Robert, te pop. Seara bună, Lil Clătită, te pop. Mamă, stați să pun ăsta aici. Samorodov. Mamă, cred că e un pic cantare, băieți, nu? Dă un pic mai încet. 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2. Samorodov. 2-2-2, Samorodov. E perfect. E perfect, băieți, suntem bine rău de tot. Seara bună tuturor și bine ați venit pe un nou live stream. Bă, dar n-am dat și eu niște share-uri din astea, băieți. Oare trebuie să dăm? Cred că trebuie să dăm, nu? Tacea să dăm niște share-uri. Bine că mi-am adus aminte. Până una alta. Dacă e vreo fază importantă, ziceți. Așa. Cine băiat serios, intră fără share, dar nu mai spune, te rog eu frumos, lasă-mă, că știu eu cu băieții ăștia serioși cum e. Care scriu numai pe grup. Numai pe grupul de moderatori. Așa. Ia. Te pup, Mirele, te pup, vă pup, băieți, bine ați venit. Unde-i mă ăla? Să nu lipsească de aici. Să pune și asta, să fie aici. Momentan. Și la FCSB o să pune și echipele. Te pup, nu să intri pe final, ca puțină treabă. Te pup, bro. Te pup. Te aștept când ai tot timp. Dar mi se pare ciudată filmarea la safety. Da, mă, da, zici că e, dar nu că e cu filtre, zici că e filmată cu camera VGA, de când era meu Mitel. De când era meu mic camera VGA să mă bată tata. Vă pup, băieți, bine ați venit. Nu uitați să apăsați pe butonul și de like. Că trebuie să facem multe like-uri azi cu meci FCSB-ului, se hăipuiește lumea și facem like-uri multe rău de tort. Așa, bun. Stai așa că nu mai știu ce vreau să fac. Ce vreau să fac, băieți? Să dau share-uri. Să dăm niște share-ane. Stai așa că nu mai știu. Nu mai știu cum să mă comport. Dacă intru așa n-am cum. Să-l dau ăsta pe mute un pic. Ia. Mamă, se vede chat-ul, ce îmi place. Așa un pic. Așa tot, mersi. S-a rezolvat. Posesia
Așa. Bam, bam, bam. E perfect. Stați un pic că sunt prins în detalii. Sunt prins în detalii. Salut, Alex, salut! Salut! Agenda, dacă intru așa nu se mai vede, am înțeles. Ne uităm la sens până la meciul ăla? Păi a început FCSB la 8, începe, la 8 începe FCSB, da. Ne uităm la asta până atunci, mai stăm de vă, mai dau niște share-uri, mai una alta. Da, 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 da. Tanjarikov. Stai în banca ta, Tanjarikov. Mamă, dar de când mă uit numai Tanjarikov ăsta atac. Mamă, zici că filmează de la, zici că filmează cineva de la noi, de la echipă. Compania rezervării groasă, ne uităm mai și pe echipe și discutăm. Stai așa să dau niște share-uri. Atunci îmi dau silința să mai fac pachete până la 8. Păi la 8 deschidem, dacă vreți deschidem la pauza meciului. Dar nu știu dacă o să avem timp la pauza meciului, sincer. Dacă sunteți voi de treabă să-i așteptați până mâine cu pachet, nici nu știu ce să facem. Mie mi-ar fi mai ok să le deschidem mâine, sincer. Pe un live. Dacă poți țineți pachete, deschidem la toată lumea mâine și ne băgăm la creație. Acum nu știu cum vreți și voi. Cel mai bine mâine cu... Uite, iauzi, mâine e nouă promoție, facem mâine seara atunci. Deschidem alea mâine seara. Că și așa mâine am antrenament dimineață, am putea să facem mâine seara la promoția nouă dacă e. Dar ce apare? Futis din ăsta nou sau ce? Mâine până în 8? Păi tu vrei până în 8? Te pup, Luca, te pup. Santana. Păi atunci fac, oricum dacă nu fac la 8, fac la 7 și deschid ție la 7 și după deschidem și la 8 pentru cei care vor la 8. Știi ce zic? Timp 6 și iese fiutis la 6 și iarăși n-ați, am înțeles. Sună bine? Așa facem atunci. Așa facem, ca să fie treaba. Să fie toată lumea fericită. Așa, să iau și ăsta de aici, să pun aici. Pa, 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 pa. Da, ce să dau share-urile, că cu să bage tot shape-shifter și că tu am văzut. Ar fi mișto. Așa ar trebui. Să ne dea și nouă jucători buni în sfârșit. Postează. Mamă, dar cred că sunt cam bune actobe ăștia din ce văd eu. Cred că sunt cam bune, sunt cam bine să actobe ăștia. Ba, 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 ba. Haide, tată. Da, Mateiule, du-te, tată. Du-te, tată. Mamă, topor. Topor, topor. Merge un topor. Așa, trebuie să punem toată lumea. Dar și la Sepsi acasă au jucat bine. Și m-am uitat printre rânduri așa, mai mult la prima repriză parcă la Sepsi. La meciul tur. Așa, toată lumea vă aștept până să comentăm meciurile împreună. Bine, FIFA așa am dat, să dau și pe ăsta. Așa. Mamă, ce ia la treabă. Ce ia la treabă pe una meu. Așa, bun, deci s-a dat pe Facebook, e toată treaba. Ăsta avem aici live-ul, merge, mi-am dat like singur, e ok. Aici frumos avem alertele. Așa, e bine, suntem în grafic, băieți. Suntem în grafic, băieți și fete. Da, ar fi mai bine să dau eu asta aici, dar nu știu dacă funcționează. Ia să văd dacă pot să fac eu. Așa să văd dacă pot să fac o combinație. Dacă aș putea să fac o combinație, ar fi bine rău de tot.
pun asta așa. Asta nu mă interesează, să pun asta așa. Și să o pun de aici. Acolo mergem în tu 12, e ok. Și ăsta merge, merge și ăsta, e perfect, gata, am rezolvat. Am rezolvat-o, ca să am aici un monitor liber, să pot să pot să mai fac un alt apel. Le-am pus astea două pe monitor, că trebuie să fie deschis, în fine, în fine. Până ne stabilim noi cu astea, cu... Așa, e perfect. Salut, Crilex, salut, salut, Gecko, salut, salut, bine ai venit, frățiorul. Gata, gata cu vacanța, bro? S-a dus vacanța pe Pili, bro, ha? Te pup. Să-ți fie de bine și bine, bine ai revenit printre noi. Printre noi, tată. Mamă. Ofirer. Așa, să le dau și pe Discord, dar le dau mai pe, mai le dau mai pe și pe Discord la băieți. Bun, hai că suntem bine, suntem în regulă. Suntem în regulă, funcționează totul. Numai să nu ne dea ăștia gol, asta ar fi important. Dacă se poate să nu ne dea ăștia gol, ar fi ideal. Zamorodov, YouTube. Canalul tău, comunitate, imagine. Ba. Echipă bună actobește din ce văd eu. Da, o să facă surpriza. Cu Michel arbitru n-am fost atent. N-am fost atent. Stai așa să termin cu astea și ne băgăm la creț. Așa, Daniele Chifi, așa-l cheamă, bună seara, ai de România, ai FCSB, chestia, a, te pup, Max, te pup, te pup, te pup. Așa, bun, s-a postat acolo, suntem bine. Suntem bine, tată, a revenit. Chifi îl cheamă, italian, am înțeles. Și arbitru, de fapt, e arbitru internațional, dacă apăr acum, clar, e arbitru internațional. Ia să ne băgăm și noi un pic în astea de mâncat. Ne băgăm și noi un pic în astea de mâncat, facem și noi ASMR. Bă, da, acestea fiind spuse... Ia, stați și să văd ce mai întrebări ați mai avut. Dar vreau să vă întreb eu ceva înainte de toate. Mă mâncavă și. Ați văzut ce a făcut aici Ospida seară? De fapt, ăștia care sunteți pe grup acolo, știți. Mănânc și niște cotlete de la bun. Să ai poftă, frate. Mersi băieți, vă pop. Când mai faci like cu Football Manager, o să facem... posibil să facem mâine pe zi sau dacă nu, poi mâine, vedem. Forța Nord-Gerland? Mamă, de ce zici așa, frate? Și eu sunt dinamovist, dar îmi doresc să se califice echipele românești. Salut, Cătălin 78, salut! A aruncat microfonul pe live? Mamă, e și microfonul direct din chiloți, ești nebun. Ștefănescu? Da, l-am cumpărat câtă. Cumpărat. Salut, Forța CS1, Ghen, te pup, Cristi, te pup. Norocați că îți mai ales pe ața, uitați-mi. Asta zic, băieții mei, frate. Băieții mei. Ciobotariu! Ce-a făcut?
Dance, bă. De ce râdeți, mă, ca cu oșare? Se va face să bea aceeași mizerie, de ceea ține cu ei? Nu-mi pot trăda culorile, echipa mea preferită, la care valoare trecere prin mai fără că ești eu. Dar tu cu cine ții, mă, Albert? Dacă dai că-l faci ca speed, da, face. Facem turbulențe aici de monitor, de auz, de monitor, ferească, Dumnezeu, de birou. Marius, cum e lăsat aceeași persoană? Nu, 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 nu. Eu zic că nu știe cu cine ține. De fapt, am pus o întrebare proastă, că la Miroslava să câștigă bani, cum să l-ai cracked. Bă, frate, eu sunt researcher la Football Manager și primesc joc în fiecare an. Nu e vorba de bani sau altele. Ia uite, Marius, ce chimie avem? Bă, nu. Eu am câțiva băieți pe care îi confund. Dar acum mi-e mai ok. Pe ZRB îl confundam cu Necros. Pe Giannis îl confundam cu... Pe Giannis îl confundam cu... Cu Andy. Și pe... Ștefănescu! Ce ai zis, mă, Mucaci? Spun doar atât și vei înțelege cu cine ține un capitan? Mă, ești din Amovis, te pup. Bă, de ce ai dat, mă, că ai zis unul cu capitan? Bine, adevărat, vorbește frumos. Nu mai zi de oi și din astea, frate. Nu mai zi din oi și de astea, că n-are rost. Și eu sunt din Amovis, bro. Ziceai, cu cine confundai? Așa, pe Mirel și pe Marius niciodată nu i-am confundat. V-am zis, ZRB cu ZRB cu Necros, Giannis cu Andy și nu mai știu, parcă mai aveam un cuplu. Salutare, te pup, Darius, te pup. Ai calificare? Doamne ajută, bro. A, pe ZRB cu șamanț, adevărat. Pe ZRB cu șamanț, da. Fără oaie? Fără, frate. Mamă, dar mi-e foame într-una, n-ai treabă. Mi-e foame într-una, rău de tot. Ne confundai pe toți când avem același avatar? Adevărat. Asta, da. Asta cam așa e. Ce trage? Mamă. Minutul 20. Nu știu cât să zic. Ce se aude, mă, mâncați așa? Hai că e 1-0 sepsi dacă e. Se mai dau coduri de FC pe tar? Ar trebui să se mai dea. Nenții pune acum în descriere sepsi Actobe, că poate mai intră. Cine să mă bată, tata, intră pe YouTube să se uite la sepsi cu Actobe? Ai luat-o razna? Am văzut că Miciu Botoșani din AMA au zis, mumu? Ai văzut că Miciu Botoșani? Cine a zis, frate? N-am văzut, dar nu știu cine a zis. Cred că de la site-ul ăla de unde arată fals. Da, de acolo, da. S-a pus 1-0. Te uiți pe Digi sau pe prima? Pe Digi, frate. Mi-a plăcea că Marius dădea toate ponturile de SBC posibile. Da, mă, da, avem cea mai tare comunitate. Neața, Vanule, neața, te pup. Vă pup, băieți, bine ați venit. Dinamoviștii ziceau? Ce să le fac eu, mă? Asta e cultura. Te pup, Pepsi, te pup. Bravo, Samorodo.
Te pup, Eric, te pup, Sepsi, Pepsi, te pup, Pepsi, Sepsi. Deci face la Sepsi și la FCSB, da, frate, bun. 26 de oameni, 28 de like-uri, hai să facem și noi 50 de like-uri, repede, repede, pe jur. Te pup, Sepsi, te pup, Sepsi, Pepsi, te pup. Și știi că actobii ăștia să ia cu Zica Zaga? Mamă, s-au luat cotele. S-au dat înapoi. Tapop, oră, tapop. Nu știi pe aia cu Zica Zaga? Aia cu Zica Zaga care cântă, care cântă ultra și? E și la aia, Zica Zaga, Zica Zaga, Poliaș! Ai văzut că la Forest o să vină? Am văzut, Darius, am văzut, am văzut, chiar sunt curios. Salut, Cristiane, salut! Bă, nu știu, nu m-am uitat la meci, Cristi, n-am idee. Dar bă, nu am cum să fiu un meci strâns, ți-am zis. Că v-ați făcut echipă bună anul ăsta. În pauză, reacție la trailerul, nu știu ce să zic, Marius, să vând. Vedem. Rezultatul l-am văzut, mă, dar n-am văzut meciul azi. Merge Croitorul la Foresta, da, așa se aude. Dar Croitorul ăla, frate, sunt, nu Croitorul de la Botoșani. Trei-doi, adevărat? Minutul 94 a luat? Mamă. Da, Luca, o să fie prezentat zilele următoare. Îți dai seama că Sevilla a pierdut Super Cupa Europei, așa cum a câștigat Europa League-ul? Păi, dar de ce aseară, care... Are 9 supercupe, cu aia de aseară cred că are, dar nu 9, 8, parcă 7 sau 8 supercupe și a câștigat una singură. Poftă bună, boss, te pup, Eric, te pup. Mersi. Chiar sunt curios. Tu de ce parte ești? De partea antrenorilor cu licență sau cea care trec sub radar? Bă, clar de partea antrenorilor cu licență, doar că consider că s-ar putea face ceva pentru antrenorii ăștia care au fost fotbaliști. Adică dacă este un jucător de fotbal care a avut, nu știu, un număr de meciuri în Liga 1 sau care a jucat la echipa națională un număr de meciuri sau chiar, nu știu, să fie așa structurat, să le dea o licență mult mai ușor. Deci am primit time-out pentru că ai vorbit urât. Trebuie să ne susținem fiecare echipa favorită, frate, nu să vorbim urât de alte echipe. Am văzut că a mers Paraschivescu ăla interesant la Haforesta. Paraschiv, bro. Paraschivescu e ziarist la Digisport. Exact, exact. Adică, Cristiane, nu mi se pare normal ca un antrenor. Ca un om, nu mi se pare normal ca un om care n-a jucat fotbal să fie pe același nivel cu un fotbalist care are N meciuri la Liga 1 sau N meciuri la echipa națională. Trebuie să fie o diferență, știi? Joacă bine Sepsi, joacă bine, da. Te pup Marius Nicolae, te pup Ioan, mersi mult. Mersi mult, frățioru. Ceahlău mai are mijloc? Sunt. Sunt, că au lot mare. E Forinț, e Barbone, e băiatul ăla de culoare pe care l-au adus acum, nu mai îmi scapă numele. Au variante.
Mănânc de asta, mă. De asta de la Lidl. Arahide de asta. Barbecue. Se califică Sepsiu, mark my words. Bă, dar vreau să văd și eu pentru fanii mei FCSB din chat. V-am pus și eu un emoji nou. V-am pus un emoji nou. Vreau să-l văd și eu pe chat, că am muncit un pic înainte de live. Uitați-vă acolo la emoji și spuneți-mi ce vi se pare nou. Adevărat, mă, ia să pun live Sepsi Actobe. În titlu, schimb după. Să mai ceas, uite, să schimb titlu. Așa. Bă, dar de ce nu mai scrie nimeni pe chat? A leșinat chat-ul sau ați ațipit? Nu se mai vede chat-ul, mă, sau ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat, mă, a picat live-ul? Că nu mai înțeleg nimic. Bravo, Nițule! Bă, s-a băguit live-ul sau ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat, mă, frate? Nu mai scrie nimeni pe chat. S-a băguit, mă, cred că. Nu cred că merge să scriem. De ce nu mai merge să scrieți pe chat, bro? De ce nu se mai merge să scrie pe chat, că nu înțeleg. Că a schimbat titloare. Am ieșit de două, trei ori și nu mergea. Și tot trimiteam. Dar m-a auzit, mă? Am auzit, gen? Păi și puteți să scrieți? Uite că Albert și cu Căta au scris. Ia vedeți acum. Hai, sunt pe cameră. Merge acum? Uite că merge. Merge, mă. Ce s-a întâmplat, mă, mâncava și gura voastră? Te pop, ungure, te pop. Vă dădea eroare? Gata, mă, ați revenit. Cred că, oare pentru că am schimbat titlul, oare? Cred că de asta, nu? Eu tot am scris vreo 5 fraze. Vă pup, băieți, vă pup. Dați un refresh dacă nu vă merge să scrieți. Dați un refresh dacă nu vă merge. Azi am aflat că România are aproape aceeași populație ca și Kazakhstanul. Meci cu Foresta Amical va fi la noi, va fi. Trebuia să fie la Suceava, dar s-a schimbat. S-a schimbat și el la noi. Nu mai înțelegeam nimic, nu mergeam, mă. Eu spamam acolo și tot de eroare. Gata, și-a revenit. Hai să facem și noi 40 de like-uri, băiți. La Port la Al Nassr, nice-o. Vreau să câștige Cristi toate trofeile posibile în Arabia. Asta e tot ce-mi doresc. Out pentru Sepsi, vamos. Haide, mă, băieți, minutul 31. Când începe Liga 3-a? Pe 26 de sâmbătă într-o săptămână, pe 26 august. Luna asta, adică. Acum Păun, o minge în lung de linie care e deviată.
Ce zici, că avem aceeași? Păi ce să zic, mă, Maxone? Ce să zic? Alisson e încă zvon la Al-Nassr? Păi nu, că s-a dus... E here we go Bono la... De fapt, Bono era la Al-Hilal, nu? Dacă nu mă înșel. Și ai pe la Botoșani în primele etape? Păi la Botoșani unde viața mea? Că... Unde la Botoșani? Bun, am văzut că e here we go, dar am impresia că la Al-Hilal. A, la Darabani? La Darabani avem, da, dar pe final parcă. Și am impresia că avem, chiar avem la noi meciul cu Darabani, dacă nu mă înșel. Bravo, tată. Haide, mă, băieți, că se poate, mă, Sepsi. Se poate, mă, Sepsi. Eu zic de Alisson de la Liverpool la Al-Nassr, știu, a, pe știu, da. Ziceam dar de Bono, credeam că s-a dus la Al-Nassr, dar mi-am adus aminte că s-a dus la... Mi-am adus aminte, cred că s-a dus la Al-Hilal, dacă nu mă înșel. Mi-aș să te vă la Darabani, adevărat? Te pup, frățiorul AB, te pup, respect. Bine, bine ai venit. Vă aștept, vă zic când e meciul, Mirele, și vă aștept. Că doar nu am mult, e aproape, da, e imediat. Și Luca Dinie la Al-Nassr și Bono? Hai să... Și Dinie? Păi de ce Dinie? Nu știu ce să zic de Dinie. Dinie fundașul stâng deja au doi acolo. L-au și pe Conan care l-a luat acum, l-a luat și pe Ajax Teiș. Deci nu cred că l-a luat și pe Dinie. Eu o să fiu la Sibiu dacă e pe final? Păi nu, am impresia că e la anul chiar. În retur, dacă nu mă înșel. Merge, mă, Cristi, merge. N-am, în primele etape n-am Luca. Vezi că e pe Facebook sau pe Instagram la Miroslava, au postat programul dacă nu mă înșel. Intră și vezi acolo, că nu mai rețin. Eu știu că avem Știu că prima etapă avem la Rădăuți și a doua etapă, uite, avem la Rădăuți prima etapă, nu e aproape de Botoșan, cât faceți Botoșan Rădăuți? E departe? Nici nu știu exact. 11 minute până la pauză la Tobe, Șepșii 0-0. A fost una. Și la Porte confirmat? Nu știu dacă e confirmat. Șafracu! Mamă, a avut-o pe stângul Ștefănescu. Rădăuți prut? Păi care Rădăuți, viața mea? Sunt mai multe Rădăuțuri? Salut, Alex Toma, te pup, frățiorul, ce faci? Bă, se știa de... Nu știu când ne-am uitat pe live, am fost noi ieri sau la altieri. O oră jumate faci până la... A, o oră jumate până la Rădăuți. Era mișto dacă era Mikhailo Forest la Suceava, dar o să vin când o să-l aveți în campionat? Nu știu exact când jucăm la Suceava sau dacă avem la noi, la ei, habar n-am. Dar uitați-vă, mă, pe FRF Fotbal, că s-au postat acolo toate astea. Ce-a dat, mă, da faul? N-o pot să cred că a dat faul. Ref! Extraordinar. Extraordinar. Oră 30, ca și cum aș merge eu de la Mureș la Cluj. Cam așa. Sau eu de la Pașcan la Iași. Mă pregătesc să merg la un party, am luat o sticlă de Jack să fie totul bine. Mamă, Alex. Distracție plăcută, bro. Distracție plăcută. Bravo. La Foresta cred că vede dacă e prin octombrie. Ți-am zis, vezi pe Știința Miroslavă, ori pe Instagram, ori pe Facebook. Vezi acolo și... Vezi acolo când e, că nu știu exact. Salut, ne-am 39 de pacte, 85 ori, 10, ce este... Ce zici că se bagă tot săptămâna asta și shapeshifter? Vedem diseară la 8, Andrei. Vedem diseară la 8. Etapa 5-a, ia uzi. Și jucăm la Foresta, etapa 5-a. Ia uzi, pe 30 septembrie. Mâine la 8 se bagă Andrei. Ia uzi, că mâine la 8, zice Marius. Nu prea am mai urmărit blicurile și toate astea, dar dacă zice Marius că mâine la 8, înseamnă că mâine la 8 se bagă. Deci mâine seara o să facem live undeva pe la ora 7, deschidem înainte de 8... pachetele lui Mirel și după 8 deschidem pachete pentru promoția nouă, dacă ziceți și aveți multe. Ce zice Calif că Sepsi? Eu așa îmi doresc, din suflet, Alex. Așa îmi doresc și văd că joacă destul de bine, deci... Acum au avut ăștia vreo 2-3 ocazii, dar așa, per total, au avut și Sepsi, sperăm să nu ia gol. Asta e cel mai important, să nu ia gol, că un gol cred că o să dea. Intră Varga, repriza a doua ăla, că îmi place mult rău de tot de Varga ăla. Mamă, ce a ieșit Nina.
Te pup, te pup, Andrei. Ne vedem mâine. Dacă vreți, ți le deschid pe live. Ne vedem mâine și ți le deschid cu mare drag. Bravo. 6. Încă o dată corner. Cât e la cornere? 6 metri. 2 cornere actobe, 2 sepsi. Perfect. Fără supărare, sepsi și dorești mai mult ca FCSB-ul calificarea? De ce zici? De ce zici asta, Alex? De ce zici că FCSB-ul nu-și dorește? Eu cred că își dorește și FCSB-ul pentru, doar pentru banii aia care o să-i facă. Îți dai seama, dacă aduc banii care iau de la UEFA, plus banii de la pe bilete, că o să se umple Național Arena dacă au meciuri cu... Dacă aduc ceva echipe importante, cred că o să fie și în conferință și anul ăsta. Ceva echipe. Nu știu în ce urnă sunt în schimb. A treia, a patra, cred că. Cred că a treia, de fapt. Sau ar fi a doua FCSB-ul. Nici nu mai știu cu coeficientul. Bravo. Le țin că aș vrea să fac Zidane, dacă vine și el, am făcut un alt din eu și ar fi prea multe quixeluri dacă deschizi pe live, oricum mulțumesc de propunere. A, bine frate, cum crezi tu? Cum crezi tu? La Sepsi vezi mai multă muncă, mai multă dorință și toată lumea urcă? Bă, într-adevăr, sunt chiar Sepsi anul ăsta, sunt un club foarte organizat și foarte mișto. Îmi place, bine, nu doar anul ăsta, dar anul ăsta au și rezultate mai bune. Se vede, club organizat, conducere sănătoasă, antrenor, a avut antrenor Bergodi care e top, l-a adus acum pe Ciobotariu care e top. Un lot destul de bun îmbunătățit așa din aproape în aproape, de la sezon la sezon. Și acum chiar au o echipă bună, un lot bun. Și uite că au rezultate și în Europa. Sperăm să se califice. Ar fi frumos să rodă toți, să se califice toate trei în grupe. Mamă ce... A uitat să dea drumul la parașută Ștefănescu. E ok. Dar nu pot să zici că... La Steaua e un pic de bandada care toată lumea știe și cred că și fanii... Și fanii cerebrale a celor de la FCSB o știu, e problema cu Dea Gigi, că se mai bagă și mai face ce schimbări. Și pe schimbările astea duc un pic de debandadă, duc un pic de gringoladă în echipă, în vestiar, e clar. Asta e singura problemă, dar nu pot să zici că nu-și doresc. Și anul ăsta mi se pare că au o echipă chiar bună. Te pop, Târnovanu Production, te pop. 4 pe cur 85 plus și 484, te pop, Mirele, te pop, deschidem frățiorul. Cel mai important e că există muncă de echipă și individualiști? Bă, într-adevăr, da, sunt pe forța echipei. Da, au și ei câțiva, adică individualiști. Trebuie să ai în orice echipă, trebuie să ai niște jucători care să-ți facă diferența. Și Sepsi au și ei, l-au pe Ștefănescu și Amfrancu ăla când ți-e lumea mai, adică, marchează din toate pozițiile. Matei iese și el la iveală din când în când. Varga ăsta care a jucat foarte bine pe început de campionat și a dat goluri decisive. Au. Și Varga ăsta are o grămadă de meciuri în Liga 1 din Ungaria, deci. Matei? Alimi? L-au luat pe Alimi acum. E bun rău Alimi ăsta. Anul ăsta Steaua câștigă titlul 100%, zic eu, bă, nu știu dacă 100%, dar sunt printre favorite. La Steaua o să fie greu, tare, cam 20-300, bă, da, au o echipă bună. Chiar au o echipă foarte bună. Am mai citit despre Nordjyllanda aia și au, pe lângă că au o echipă foarte bună, au bazele unui club sănătos, așa, și e greu. Adică au filozofia lor, exact ca Faru, joacă frumos. Doar mi se pare, da mă, dar e direct 480 pe adevărat. E filmat rău de tot. Am văzut meciuri la FCSB și cel mai bun jucător pe teren și părerea mea a fost echipa. Bă, nu m-am uitat integral, m-am uitat când la unul, când la altul, când la unul, când la altul și nu prea am înțeles mare lucru din meciurile de tur. Plus că m-am uitat și la Insula Iubirii. Mă uitam o fază la Insula Iubirii, era Gabriela cu mine, un pic Insula Iubirii, un pic Faru, un pic Sepsi, mai dădeam pe Flesco să mai văd un gol, mai una, mai alta. Nu prea s-a văzut clar. Nu pot să vă dau o părere sinceră, dar acum ne uităm și ne dăm cu părerea că văd, am aici în fața ochilor. Asta s-a putut ce vrei. Te mai uiți la Insula Iubirii un pic, ce vrei? Mai pui o mână. Mai pui o mână pe microfon, mai pui o mână pe piept, pe... Mama Alimi, mâncați așa. Te uita la meciuri cât era pauză? Exact, Marius, vezi? Vezi? L-ai zis la cine a fost cel mai bun jucător? Lasă-mă că mă dezgustă. Pe mine mă cam... Adică nu știu dacă mă dezgustă, dar eu că e cam... Nu știu ce să zic. E cam multă prostie acolo. Îl vedeai cu jumătate ochiului pe Coman? Îl vedeai cu jumătate ochiului pe Coman în spitala e adevărat. Asta vreau să văd un om care se uită? Păi se uită toată țara, ești nebun. Ai apucat să mănânci mâncare rece? Bă, cred că încă n-am văzut mă TikTok-ul, sincer, că mi-ar fi zis, mă gândesc. Mai bine decât capatul sau ochii din umbră? Îți dai seama, da mă tată, du-te, da! Nu, de ce ai băgat piciorul? Mă... De ce n-a băgat piciorul, bă? Cine joacă acum? Sepsi cu Actobe. Mamă, dar de ce n-a băgat și a Franco piciorul acolo, că era penalti direct, o dădea peste el? De ce n-a băgat, mă, piciorul? Arată reluarea, te rog eu frumos. Și a Franco, dacă, uite!
Dar dacă se ducea în ea și o pișca un pic? Fui, trebuia să fie Vargăel expert. Dacă era Neți, dădeam un lob. Dacă eram eu, o pișca mai aș cădeam, țipam, mușcat din gură de șarpe. Așa se face, frate. Pe ce poți joacă? Pe Digi Sport 1, pe prima, cred că e peste tot. Aleargă băieții ăștia, băieții știe fotbal. Băieții știe fotbal, cu siguranță. Așa, bun. Ia, ești 42, hai să punem înapoi titlul. A, dar Dumnezeu mai știe cum era. Așa. Dumnezeu știe cum se scrie în Nogerlanda aia. Sincer. Gata. Acum sper să mai și puteți să scrieți pe chat. Am luat pe Park din 80 plus, bravo. Nogerland. Mama, adevărat, ai scris fără să așa, fără să te cer? Adevărat? 2-2-2-2-2-2-2-2-2. Așa. Cred că puteți să mai scrieți din ce văd eu. Cred că e ok. Cred că e ok. O să se hăipuiască în principiu foarte tare chat-ul când o să apară, că toată lumea o să caute să se uite la Nogerland cu FCSB. Bine, nu știu dacă o să poată să scrie lumea. Dacă o să știe lumea să scrie Nogerland. Nu pot să scriu? Hai că nu poți dacă e. Minutul 43. E numai bine. De ce nu pot să scriu? No, usturoi, zbârci. Așa. Nu poți. Când spui usturoi, zbârci, n-are cum să dea nimeni gol. Am promovat cu Miroslava în Liga a doua doar cu usturoi, zbârci. N-ai cum. Șoșoi, usturoi, zbârci. N-ai cum, n-au cum să dea gol. Când șutează zici șoșoi, usturoi, zbârci, n-ai nici cea mai vagă șansă. Nici cea mai mică șansă n-ai să dai gol. Șoșoi, usturoi, zbârci, în ordinea asta. Țineți minte de la mine. Nu vă mai învață niciun YouTuber. Când se pregătește echipa adversă, dacă jucați fotbal în teren, când se pregătește, dar zici cu voce tare. Zici cu voce tare să te și audă că ești și psihic. Îi zici, șoșoi, usturoi, zbârci. N-are nicio șansă să dea gol nimeni, credeți-mă. Nicio șansă. O să vedeți în seara asta când mergi. Bine, când e pe teren și trebuie să și audă, știi? Că omul, tu când bați lovitura liberă, te gândești că bați lovitura liberă și când aproape să atingi mingea, când auzi așa pe fundal, șoșoi, usturoi, zbârci. Mamă, se deconcentrează capul direct, nu mai înțelegi nimic, știi? Nu mai înțelegi nimic. Nu mai înțelegi. Șoșoi, usturoi. Gândește că bați lovitura liberă și auzi. Șoșoi, usturoi, zbârci. Îți vine să dai peste poartă să mă bată. Șoșoi, usturoi, zbârci. N-are cum să dea gol. N-are cum să dea. M-ați auzit? Ați simțit-o? Ați simțit-o cum ai zis-o? Șoșoi, usturoi, zbârci. Repede? N-am avut nicio șansă, da, peste, e clar. Țineți minte că o să zicem mult la Steaua? Trebuie să ziceți, dacă cu cât sunteți mai mulți, cu atât e mai bine. Eu m-aș gândi ce a fumat omul care știe asta, bă, crede-mă că e bună rău de tot. Îți dă mindfuck, frate, îți dă mindfuck și nu mai ai cum să mai dea gol. Încă 5 like-uri, boys, să facem 50 de like-uri. Să mă urtu că așa ai promovat, jur, dacă zic că l-aveam pe Chelaru, eram eu Chelaru, el m-a învățat chestia asta. Pe bune că știi așa, da, eu cu Chelaru, cu Marius, care a jucat în Liga 1, la Iași, el mi-a zis secretul. Și când băteau aia lovituri libere, ziceam și eu usturoi zbârci. N-am promovat, frate, nu ne dădea nimeni gol, că n-ai cum să dai gol. N-ai cum să dai gol când auzi așa ceva, e pur și simplu imposibil. Eu aduc usturoi, voi aduceți zbârciu. Bravo, perfect, calm, minutul 45, perfect, mamă. Stai așa că trebuie să ne băgăm să facem echipele și toate cele. Îmi imaginez cum bat adversarii pe alții și ne țin spatele și eu usturoi. Credeți-mă că e ce trebuie. Dacă o să vă uitați vreodată la meciurile mele, dacă o să transmită, o să vedeți voi. Așa, vreau să intru un pic pe Sofa Score, să vedem un pic la FCSB. Ale. De ce mi-apare 12 iulie, când noi suntem în august, mâncați așa. Și când ai venit la Târgu Mureș, ai mai zis? Aia, nu, dar la Târgu Mureș, nu, aia, la Liga 3 merge acolo, la Târgu Mureș n-am jucat așa mult, ca să zic. Jur că odată ai vrea să joci cu Dorian la Ungheria, ar fi Caterinca. Ai văzut meciul de aseară cu City? Normal, cum să nu-l văd. Perfect doar pentru mine, nu? Ia, line-ups. Ma. Asta zic. Oare pot să pun asta așa? Ar fi Caterinca dacă aș putea să o pun cu browser. E 0-0, e bine. E bine, punem ăsta un pic așa. Punem un pic cu browser. Echipe FCSB. Ia să vedem dacă merge. Nu merge, că se văd jos. Este? Se văd jos, dar nu e bun. Nu merge, se văd jos. Ieșim din ăsta. Aici live score e ok. Să vezi ce topoare a băgat Balint. Ieri, nu știu cine e Balint.
Pe ce poți joacă Nogelan FCSB? Aici, frate, pe Nemți TV. Aici, pe Nemți TV se joacă. Pe Nemți TV live. Așa. Luăm echipele. O dau aici, așa. O fac un pic mai... Ah, perfect, perfect. Așa, bam. Stați așa un pic, băieți. 2 seconds, boys. Ca să setez aici tot ce trebuie. A luat Bocuru. Cât s-a terminat meciul? E gata, era în DS, nu mai titular. Adevărat, nu mai joacă în DS? Ia-o-s. Mamă, stai când dă copyright ăsta direct cu șuieratul ăsta. Ta ta tam tararam ta ta tararam. S-o fac scor. Yeah. Mamă, nu mai... Nu știu ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat, doamne? Ferească Dumnezeu. A, nu era afișată, mă? Sofa. Așa, mă. Așa, băi, să discutăm și noi un pic echipele astea. Discutăm și noi un pic echipele astea, nu? Nu le lăsăm așa ale nimănui. Târnă-o poartă, regele, băi. Regele, băi, târnă-o poartă. Așa, și unde mai punem atacul periculos? Cred că îl pun aici în loc de... Cred că îl pun aici în loc de Piki sau nu știu. Tanca amândoi. Ia. Yeah. Așa, e ok. E ok, așa, suntem ok, și zic eu. Suntem ok. Și dacă am face și de 50 de like-uri, ar fi perfect. Savin cu... Savin joacă fundaș central. Mamă, păi Savin ăla era închizător, bro. Bucur, singura problemă e jocul. Nu știu dacă neapărat jocul de pe picior, cât se sperie, știi? Un pic ca repede. Ar trebui să fie un pic mai calm, dar asta e și vine odată cu... Vine odată cu vârsta. Bun, deci echipa joacă în felul următor. Stai așa să vedem, ca să înțelegem. De la ei cunoaștem pe cineva, nu cunoaștem pe nimeni. Ingvartson ăsta nu știu cine e. Banzi, nici nu prea m-am uitat la Diomande ăla, cred că e top. A, Diomande ăsta și Mohamed. Ăsta e top, ăsta e starul lor de carul ăla, cred că. În partea cealaltă avem Târnovan în poartă. Pantea fundaș dreapta, acest Roberto Carlos dreptaci de la băieții noștri, de la acești FCSB, acest Roberto Carlos de mare angajament, e pe ok. Joachim Daua, care e în creștere față de sezonul trecut, Kirikeș acolo, cuplu sudat, care o să fie, cred că o să se pună bazele în acest sezon. Ingvartson a fost la Union Berlin, am înțeles. Risto Radonovic, clasic, fundaș stânga, Popescu, șut, Djokovic la mijloc, dar Solaru în fața lui. Florinel Coman și cu Tavi Popescu. Da, interesant. Probabil chiar sunt curios cum o să iașeze în teren. E posibil să joace așa, să joace în diamant, să joace 4-4-2 diamant, să joace. Asta e genul de formație la fel cum o are și cum a jucat și Real Madridul. Cum a jucat și Real Madridul, Rodrigo și Vinicius din bandă i-a adus atacanți. Parcă mergeau în companie să se bată cu ei, păi de ce nu joacă? Nu e în lot sau? E suspendat sau care e combinația? Dar Savin e închizător, dar joacă excelent și fundaș central? Bă, e bun, îl știu pe Savin, îl știu, mi-a plăcut mult de el. Juca la Csíkszereda, frate, când ne-am bătut noi la promovare. Se apără bine și excelent, mai ales că e așa. E rezervă? Am înțeles. Am înțeles, stai așa să văd dacă văd... Așa, interesant. E bun Diomande? Păi asta zic, Diomande ăla sigur e top. Sigur e top la cum arată. Bă, dar vă place logo-ul meu? Vă place logo-ul meu pe care o să-l folosim la watch party-uri? Da sau nu? Când o să ne uităm la meciuri, o să fie mereu logo-ul ăsta și vreau să fac o scenă cumva mai... Da, vedem, încă lucrez la ea. Aș vrea, cred că o să vorbesc cu Aprix. Să-mi facă ceva top sexy. Mă gândeam că ai jucat cu el când a fost la Turist la, în Liga a doua, capitan? Nu, am jucat când era la Csíkszereda. Nu știu dacă, când era Turist, nu cred că am prins eu la Liga a doua, sincer. Sincer să fiu. La Nogeland a jucat cu Kudus în trecut, adevărat, îl știu. Îl știu pe Kudus. Păi a avut și o grămadă de carduri speciale la FIFA Kudus. Am înțeles. Da, e mișto, asta zic. Asta zic. Da, Svensson, Vilan Sărcansen, Kai Frese, Hansen, Diomande. Sunt curios să-i văd și eu pe ăștia pe Diomande, ăsta chiar sunt curios. Nogeland ăștia am văzut că dau jucători pentru echipa mea. Păi și anul ăsta am înțeles că au avut ofertă de 20 de milioane sau ceva de genul. Deci vă dați seama că sunt top oameni.
Vă dați seama că sunt top, sunt top oamenii. Bă, din ce am înțeles eu, cea mai mare, cea mai, nu că cea mai mare, cea mai, ideea, filozofia lor, au două academii, una în Ghana și una în, nu știu dacă îmi spuneți voi, una în Ghana și una în, într-o altă țară de asta, din Africa, în America, dar nu în America, unde au, mă? Să vedem cum se adaptează, mamă, în Egipt, uite, în Egipt. În Egipt au academie în Ghana și una în Egipt și de acolo, acolo pe la academiile investesc foarte mult în ele și aduc acolo jucători și atrag cei mai buni de prin Egipt și cei mai buni de prin Ghana. Bine, nu știu dacă e cei mai buni, dar atrag jucători buni și de acolo aduc către echipa mamă, care echipa mamă e Nogerland. Și la Nogerland pleacă mai departe către cluburile din Europa. Eu un lucru n-am înțeles de ce a mers Borza la Rapid, ce părere ai? Păi de ce? Mie mi se pare un transfer ok din partea Rapidului. O să-și asigure regula under, care e cea mai importantă, pentru că o să vedeți. Meciul următor nu o să mai joace nici Cârjan, nu o să mai joace nici Pănoiu. O să joace probabil Borja Vai acolo, mijlocaș, și o să se bazeze pe un mijloc mult mai solid și o să joace cu Borza în stânga. Și îi ajută și pe regula under și așa mai departe. Clar, și pentru eu zic că și pentru el e un transfer bun. Probabil dacă avea o ofertă mai bună din străinătate sau avea o ofertă din străinătate mai ok, s-ar fi dus, dar trebuie să vă gândiți și la faptul că sunt mulți jucători care au plecat direct de la Farul în străinătate și n-au confirmat. Adică poate să fie un pas ajutător pentru ei și eu zic că o să fie bine. Acum, important e să aibă și rapid rezultat, adică ușor și să-și revină și să joace bine. FSB joacă fără companie, s-a Miculescu fără atacant, dar mă, da, ciudat. Probabil merg pe creație, pe viteză, nu știu exact. Bă, pe ce e, mă? Pe ProTV, nu? Găsește ProTV-ul acum, bro. Găsește ProTV-ul pe televizorul ăsta. Hai că m-am uitat pe ProTV. Pentru Rapid un bani. Pe Antena e? Adevărat? Nu e pe Antena? Pe Antena e? Scuze. Cere 1000 de euro, băieți. Se bazează pe șutul Mbappé? Kylian Mbappé. Antena 1 HD vreau să văd. Antena 1. Antena 1 HD, bro. Antena 1 HD. Prima spune, Antena 1 HD, asta e, mă. Antena 1 HD, haide băi. Mamă, dar m-au rupt ăștia cu melodia asta, când dau direct ăștia copyright. Ai văzut meciurile lui Faro din Playoff Conference? Eu am prins ultimele meciuri doar din campionat, din cantonament. Dacă am văzut meciurile din Playoff Conference, cum adică din Playoff Conference? Dacă ai DigiSport pe 2, îl ai pe 20, nu mă, nu, că mi le-am pus eu manual. Că pe televizorul ăsta care l-am aici, scuze. Pe televizorul ăsta pe care l-am aici în studio, mi-am pus doar canalele de sport. Digi, Pro Arena, Prima TV, Sport Extra la unde se dă Arabia. Mi l-am pus pe alea, de la 1 la 10 și atât. Restul nu m-a interesat. Ce golaț a dat Budi, e top, mă, e top. Cu Florea mi s-a părut că a fost doar meci de pregătire. Bă, nu știu ce să zic. Vezi că nu e, mă. Bă, la nivelul ăsta internațional, cel puțin când mai joci în Liga 1, hai că mai zici că e una, mai zici că e alta. Dar cel puțin la nivel internațional să știți că nu mai sunt echipe chiar așa de slabe. Adică e nivelul destul de ridicat, toată lumea caută jucători, toată lumea aduce străini buni. Nu e ca și cum suntem noi buricul pământului în România și aducem cei mai buni jucători și aia prin alte țări nu mai aduc. Și au și bani, sunt și cu bani, e complicat. E complicat. 47 de like-uri, hai să facem 50, să ne apropiem și noi, să mergem spre 100. Spre 100 de like-uri. Cer și eu scuze de la microfon. Adevărat. Budescu e fotbalist, mă, e fotbalist. Adică are calitate. Și cred că a fost o, adică nu știu dacă a fost o greșeală, ca pe Budescu e clar. Adică cred că după atâția ani, Budescu și cu Alibeca a dat cel mai bun randament sub Șumudică și sub Hagi. Deci doi antrenori care știu cum să se comporte cu jucătorii, știu să le dea încredere. Adică e cu dute-n vină. Clar are calitate. Te pup, bro, am revenit, te pup, Andrei, te pup. Te pup și eu, frate, te pup și eu. Hai că mai sunt câteva minute și începe direct Mecianu. Începe direct Mecianu. Ia stai așa să punem și noi ăsta cu ăla cu atac periculos și cu astea, dar nu știu unde să-l pun. Nu știu unde să-l pun ăla cu atac periculos și cu toate alea. Sub și mi-au explodat amândoi? Adevărat, da. Adevărat și asta. Mulțumesc frumos pentru 50 de like-uri, vă pup. Să dau asta mai așa, mai la stânga. Și punem atacul periculos acolo în dreapta, ca să fie treaba. Poate vine și Umi la bătân niciodată. La Botoșan cel mai probabil am văzut așa niște zvonuri, dar nu mai rețin exact. Cred că din punctul meu de vedere, uite, vreau să vă spun asta și o să fiu un pic scurt, că vreau să vă spun chestia asta pe un live și am omis. La Șumudică, adică la Botoșani, își merită soarta. Gândiți-vă că anul trecut Botoșaniu a terminat în play-out. Au avut un play-out foarte bun.
Au avut jucători tineri care sub Stoican jucau extraordinar, un Mailat extraordinar pe care putea să ia bani și ar fi luat dacă nu s-ar fi accidentat, din ce am înțeles. Un Dragu care a jucat extraordinar, Dican care a jucat extraordinar. În poartă am impresia că tot ăsta, cum îi zice, Dukan ăsta era în poartă, adică o echipă foarte tânără și o echipă care juca. Adică aveai Mailat care era golgheterul campionatului, aveai jucători buni, pentru că așa, ăsta e stilul lui Stoican și mulți jucători care nu-i cunoaște nimeni sub mâna lui joacă foarte bine. Ai vrut să-l aduci pe cu mătru tău, nepotul, combinatozaurul, impresarul, șef, Marius Creitorul, antrenor fără licență și ți-a dat Dumnezeu. Ți-a dat Dumnezeu. Adică când ai ceva bun, de ce să strici când ai ceva bun? Eu zic că Botoșanu sub Flaviu Stoican, dacă îl lăsau antrenor, și cu tot ce avea, era top, credeți-mă. Era top Botoșanu anul ăsta, din punctul meu de vedere. Salut Șerbane, salut, mamă, te pup Șerbane, mi-ai scris, chiar apreciez. Cred că de fiecare dată când am zis pe live-uri că fac view party-uri, mi-ai scris pe Instagram, frate, mai faci view party-uri, deci cred că îți doreai foarte mult. Uite că am și făcut frățiorul și mulțumesc frumos pentru toate mesajele și pentru toate susținerea, Șerbane. Ești omul meu. Lord Florinel Coman, doamne, ia uite mă, tată. Încep, haide mă că încep. Haide mă, doamne ajută, chiar dacă din Amoviz, doamne ajută, să se califice ambele români. Insula Iubirii unde se dă? Bă, lasă că avem timp, de la 10 până la 12 ne uităm și la Insula Iubirii. Că meciul ăsta, e 8, da, e de la 8 la 10 ține meciul și Insula e de la 10 până la 12 te uiți zi. Mai lăsa și voi Insula Iubirii. Te pup, Pantazii, te pup, respect frățiorul. Așa, stați și să fac și eu ăsta mai mic, ca să fie treaba. Să fac ăsta mai mic, ca să... iar te dai la mine, fac și eu ca Imogen. Și vreau să pun aia cu atac periculos și cu toate cele ca să se vadă bine. Așa, dar uite mă duc acasă, am fost la un film la Gran Turismo și cum a fost, frate? Hai cu 3 din 3 calificate, doamne ajută. Calificare! Asta vreau să văd. Așa, atac periculos. Stai așa, că vreau să iau un din ăsta, să intru pe Betano. Că aici sunt astea cu atacuri periculoase. Așa, să intrăm la Nogerland cu FCSB și așteptăm. Îl dau aici frumos așa, ca să se vadă și el mititelul. Așa. Așteptăm să înceapă. Ia să vedem dacă s-așa. Dacă s-așa, se afișează toate. Se afișează toate dacă s-așa. Ia, sunt curios. Ia. Ăla funcționează, e pauză, echipa se vede, e perfect. Și o să punem aici în dreapta jos, să punem cu atac periculos și cu toate cele ca să vedeți și voi cât mai în real time, da? Să fie treaba. Așa, acum stați un pic să înceapă meciul ca să mi apară mie chestiile astea cu atac periculos și cu toate cele. Le băgăm, le setăm și ne uităm la meci cu două, facem o cruce, Doamne ajută. Toată lumea calificare, emojiul cu calificare și cu toate astea în chat și ne concentrăm. Așa, mișto, a fost mișto filmul, ce emoții am, îți recomand să mergi să-l vezi că este mișto, bă, nu prea îmi plac filmele și nu prea am răbdare să mă uit, mă mai uitam la seriale înainte, dar acum nu prea mă mai uit, prefer să mă uit pe, acum au timpul, cel mai mult timp liber mi-l ocup pe YouTube, sincer, mă și uit și urmăresc și încerc să fac lucruri cât mai bune, să îmbunătățesc canalul, mă gândesc idei, eu... Nu prea, cu filmele nu prea. Salut frate, eu sunt fan din Amo și țin cu Nogerland. Salut Cristi, salut. Hai toată lumea. Hai lui Cristi Beni. Hai FCS Steaua București, te pop Pulipuț. Te pop Pulipuț 2.0, te pop. A început meciul, doamnelor și domnilor. Ole, 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 ole. Steaua. Ole, ole. Am încercat așa. Evenimentul va începe în curând. Haide mă frate. Calificare, vedeți că moderatorii, de fapt nu moderatorii, vedeți că membrii aveți emoji, băieți. Membrii, aveți emoji cu calificare și cu FCSB. Toți membrii, verificați emojiurile, vă rog eu frumos. Windows Capture, atac, peri, calificare, asta zi băieții mei. Așa, bă. Haide mă băieți. Mamă, cine comentează, Jaxi? Cine comentează mâncați ești, Jaxi? Asta zic băieți, vreau să văd și eu spam-ul ăla puternic. Te pop, amix, te pop! Nu vi s-a părut și vouă, mă, că seamănă cu vocea lui Jaxi la început? Murind de râs. E Jaxi, mă? Nu e, mă, Jaxi. Zic la mișto, dar e seamănă... Nu seamănă? Mie mi se pare că seamănă rău de tot. Murind de râs, Jaxi. Gata, mă, băieți, e perfect. Este perfect să urmărim meciul ăsta minunat. Da, Jaxi?
Nu e mă Jaxi, seamănă cu Jaxi. Extraordinar. Jaxi e cu live, e live cu vorii mei, adevărat. Adevărat, știu, da, da, și vreau să mă ușoc, a început meciul. Mamă, târnă, bravo mă, târnă. Bravo mă, târnă. E Jaxi? Hai că e Jaxi. Că e Jaxi, da, că e ce gogoșar, mă. Ce gogoșar, mă, haide mă, tată. Haide mă, tată, toată lumea prezent. Doamne ajută, băgați-i să mai spamați emojurile alea, vă rog eu frumos. Îmi dă vibe-uri de Belgia tabela asta? Tabela asta de sus, vezi că e Caterinca. Bă, da, ce părere aveți de emuștiucul lui Jaxi? Ce părere aveți de... cum îi zice, mă? Ce părere aveți de tabela din Premier League? Mi se pare senzațională. Am plecat cu doamna, ne auzim, bro, te pop, vă pop, dragilor, să aveți o seară frumoasă. A trolat jumătate de chat, adevărat, la el pe live? Și-au dat și băieții seama? Salut, Alex, eu, salut! Salut, frate, te pup, bine ai venit. Hai să facem și noi 60 de like-uri, repede, repede, jur. Toată lumea prezentă, să apese pe butonul de like și pe butonul de subscribe, neapărat. Bă, dar stați așa că vreau să fac o comandă pentru giveaway. Cum fac o comandă pentru giveaway? Set.com giveaway și scriu așa. Dacă facem, cât am scris să facem? 13.400 de abonați la finalul live-ului giveaway. Set sticăre pic. Punct. Ia, să văd dacă merge. Unde se difuzează? Pe Antena 1, bro. E din Superliga mi se pare mult prea basic. Eu nu am emojuri că nu sunt moderator, membrii au emojuri, nu moderatorii. Ce s-a întâmplat? Mamă, auzi-l pe Jaxi ce comentează, ferească Dumnezeu Sfânt. Nu e set.com, mă? Ad.com. A, e ad.com, mă, nu set.com. Cred că e ad.com, nu? Ia să vedem. Focusem 82 euro la decizi în greșeală și ce ți-a picat, frate? Gata, mă, merge. Merge comanda, semn exclamării. Give away. Alaba 97, GG, bro. Felicitări. Bravo, mă. Bravo, mă, s-a rezolvat. Stai să pun și eu. Mamă, contraatac, Nogerland. Șoșoi, Șoșoi Usturoi Zbârci, Șoșoi Usturoi Zbârci, Șoșoi. Hai mă, cum să dai gol cu Șoșoi Usturoi Zbârci? Gata, e perfect. E perfect? E perfect. E perfect. 2-0 Steaua și 1-0 Zbârci, asta zic. Se național, mamă, ăla, îl vrea și eu pe Lăbuș. Cine e Lăbuș, mă? A, Alaba, mă. Nu știam cine e Lăbuș. Mamă, dar ce fug băieții ăștia. Fug băieții ăștia, nu ți se joacă. Bravo, Daua. Usturoi, Șoșoi, Usturoi Zbârci. Hai, mă, o dăm pe luză, mă, când zice și eu Usturoi Zbârci. Să vă dau mintea mea ce să vă fac. Dacă ești Șoșoi Usturoi Zbârci, o dăm pe luză, băi. Cât să vă, ce să vă mai zic, mă, să vă dau mintea mea, v-am zis. E easy, bro. E easy, bro, Șoșoi Usturoi Zbârci, e easy. Presim că nu va fi o seară ușoară? Așa pare. Așa pare, bro. Nu prea pare ușoară seara, sincer. 3-2. Dă-ne și nouă mintea ta. Vreau să-mi scrieți și mie niște din astea pe chat. Scrieți-mi și mie niște predicții pe chat. Cât credeți că se termină meciul ăsta? Repede, repejor. Mamă, târnă, dar vrei să-mi dai emoții, puiul meu? Sau de ce faci din astea? Ca să nu mai zic, mai urât că luăm bătaia like to be pozitiv. 1-2 Steaua să sperăm, 2-0, 3-1. Voi ziceți 3-1 pentru Nogerland, 2-0 pentru Nogerland sau pentru Steaua? Dacă m-a început meciul, nu vreau să zic. Bă, într-adevăr. Dar la corner e 1-0 pentru Steaua. 1-0 elegant.
1-0 sau 0-1, mă, vă referiți că bate Steaua, nu? Asta vreți să ziceți. Nogerland, zici? 2-0? Minim 2 pentru Nogerland? Mă. Uite, mă, că joacă Olaru, cum ar fi. Joacă Olaru nou fals. 2-2-88 și 91 gol Steaua. Mamă, dacă e așa, pulipuțule. Steaua bate, da, greu? Bă, greu, sigur. Greu, cu siguranță o să bat. O să ia bătaie. Ai văzut ce s-a întâmplat la Ramos? N-am văzut, Costi. N-am văzut. N-am văzut. Sunt puternici? Bă, chiar o echipă bună. Joacă și acasă, au avantajul terenului ăsta sintetic. E clar că sunt favoriți. Așa zic și eu. Hai să dăm și noi niște like-uri, băiți. Hai să facem 60-70, să mergem spre 100 de like-uri dacă sunteți de treabă. A făcut Ramos 60.000 de follow-uri pe Insta și i-a comentat Ronaldo, mai ai nevoie de un 0 să mă prinzi? Și i-a comentat, nu cred că i-a comentat Ronaldo, nu pot să cred. Dacă s-ar califica și Steaua și Sepsi ar fi cel mai bucuros, adevărat. Adevărat. Sepsi pare care, eu zic că se califică Sepsi. Eu zic că se califică Sepsi 100%. Uită-te, păi o să mă uit, dar după live puiul meu, nu? Nu crezi? Mamă, dar uite-l pe Jaxi, mâncați și ferească Dumnezeu Sfânt. Uitați-l pe Jaxi, comentează, vă, mâncați. O să mă uit, mi-a ce-ți aminte la pauză. Cât are Sepsi, aveți scorurile aici, băiți. Aveți scorurile aici, în real time. Mamă, comentează Jaxi meciul, ferească Dumnezeu. Hai, Jaxi. Ramos Ronaldo se șicanează de mulți ani, ceva normal? Păi, da, mă, când au împărțit atâtea trofee, cred și eu. Au mai multe trofee decât am eu meciuri la Liga 3. Asta opera Militao și Curta? Bă, o să fie... O să revină, dar o să... La nivelul ăla recuperare e mult mai rapidă și mult mai... Cu toate metodele astea, 2023, da. O să fie greu pentru Real. Ce bea șeful? M-am băgat pe sucuri din astea, Solevita, de la Lidl. Mix de fructe, mix tropical. Ăsta e de... Mere, portocale, ananas, mango și fructul pasiunii. Florinel! Florinel! Florinele! Haide, mă, Florinele, mă! N-am văzut al doilea șut. Am reacționat așa, ca a reacționat, toată lumea. Ia, prima fază am văzut-o, dar n-am văzut-o pe a doua. A dat în blocaj și a doua vine tot la el sau ce se întâmplă? Oi, 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 ce bine a scos-o, bă! Mamă! Mamă. Haide, mă, două corneri. Sau, mă, nu știu. Da, Popi. Al doilea shot. Te pop, Florinel fake. Și pe baboi și pe apoi. Cine-s baboi și pe apoi, mă, viața mea? Mamă, uite cum fugă ăștia. N-am văzut. Cum fug băieții ăștia, bă. Nici n-am spus Șoșoi. Șoșoi, strui! Corect. S-a văzut, a zis Jaxi că s-a văzut vârsta lui Kirikeș. Ce bullying face Jaxi lui Kirikeș. Da? Da, Comane? Bravo! 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 Dă-te-o la port! Bravo! Olaru! Ai uitat de zbârcerea să dea gol? Tavi? E ca în GG. Încă, hai să facem 60 de like-uri, băiți. Dacă nu dăm like-uri, mă pun pe spate. Mă pun pe spate și plâng. Mamă, ce bully dă Jaxi lui Kirikeș.
A ieșit. S-a terminat Arlaua, Florinele. S-a terminat Arlaua, bro. Da, ce s-a dat drumul și eu la bec. Tot peluza nu respect. Jaxi e rău? Jaxi dă bunii lui Chiricheș. A demontat. Minutul 11. Cât e în partea aia? Dacă se dă gol în partea aia, să ziceți, vă rog. Cam e pe ecran aici, dar nu pot să urmăresc. Îmi ziceți voi. Mamă, 1-5-2 au cotă ăștia și Steaua are 5-90, ferească Dumnezeu. Am început care pe FM din Liga 4-a cu ASEA. Nice! Nice! Cine dă meciul? Antena 1, frate. Antena 1, bro. Vilațăn. Corner? 6. Perfect. Easy. Easy. Pe de un game s-a luat, am promovat și după nu mai avem niciun obiectiv. Păi cum adică nu mai avea obiectiv? Du-i Liga 1, frate. Român comentatorul se bage și alții noi, am văzut, Costi. Hai cu golul? Păi da, dar stai că are Noger la ăștia, au ăștia corner, puiul meu. Haide mă băieți, haide mă băieți. Jocul parcă era realist, păi e realist, bro, dar ce legătură are? Ce legătură are? Că poți să-ți faci tu de la sezon la sezon echipă bună, că nu te gândi acum că o să promovezi în primul sezon, că nu o să promovezi. De încurajare. Mamă, uite ăsta are ghete ca Amele ăsta care bate executantul. Are ghete ca Amele viața mea. Hai cu niște emojiuri pe chat. Vreau să văd și eu emojiurile speciale din seara asta, băieți. Toată lumea pe chat, toți membrii mei. Toți membrii mei, în afară de Cristi care nu mai are membru că a plecat Cardo. Hai. Hai nepții gol. Ce ești mă căluțule, tu ești? Tu ești mă căluțule că nu te văd. Vila o să... A, tu ești, clar. E clar, tu ești. Te pup, căluțul meu. Te pup. Te pup. Bravo, Freze. Bravo, Freze. Nu e wow. Se vede că au calitate superioară ăștia, dar cred că pot fi păcăliți așa. Ești n-ai prin față, nu suntem răi. Ia uite-l pe șut. S-a dus șut, mâncați. S-a dus șut. S-a dus șut! Ai. Uite șut ce-i driblează pe ăștia. Mă, micule. Hai mă, șut, mai du-te. O să se mai ducă, că se ducea direct în afară. A făcut-o aici, la... Ai, ce l-a driblat pe... I-a rupt coloana la capitanul ăsta. Ai. Haide mă, că se poate. Se poate. Dar nu trec fazele astea de primul om. Ia că am dat peste Spătiuc, sincer să fiu. Ia că am dat oricum Djokovic de gol în seara asta. Ascultați-mă pe mine. E prea bun Djokovic. Cornel pentru noi. Și uite un jucător descoperit de nimeni altcineva decât de ASEA Târgu Mureș. Adevărat? Nu știam. Bă, dar cum să facă? Cum să facă? Mamă, stați așa că a plecat. Stați așa că a plecat echipa un pic, băieți. Și mai dă... Mai dă refresh echipa asta și mai, o să mai ieșe dacă mai dispare, da? Bă, dar nu facem și noi 60 de recrumul ăsta mișto? N-aveți chef? E perfect. Ce s-a întâmplat? 54 de like-uri, perfect, perfect. Mulțumesc frumos, băieți, pentru un like lat.
Mamă, ăsta e Daua. Ăsta alb în cap și că e Daua a nostru. Bă, dar cine e comentatorul ăsta? Că nu l-am mai auzit în viața mea. Bine, l-am auzit că mă uit pe live-uri la Jackson în fiecare zi, dar... Mamă, nu-i prind deloc pe băieții ăștia. Mamă, ce fuge ăsta? Trebuie să se enerveze Ovidiu Popescu. Ovidiu Popescu enervia de aviatorul. Mamă, stai așa că am uitat să-mi pun chat, doamne. E Jaxi? Ai văzut că vine Jaxi? Am văzut că vine la Comic-Con. Da, o să fiu și eu acolo. O să fiu și eu la evenimentul ăla. Adică o să fiu și eu ca... Mă duc și eu acolo să-i văd pe băieți, nu că o să fiu. O să vină și Pala și am văzut, cred că o să vină și Imogen, o să fie mișto. Mi-a arătat 56, de aia l-am luat, dar l-am dat iară. Ce ți arată, mă, Aline? De ce zici acolo? A, 56 de like-uri, am înțeles. Nu, mă, 55 apar, uite, că sunt aici sus. Atunci vin și eu la Comic-Con să te văd pe tine, să-mi faci cu mâna nemții, să fie mondialul eSports. O să fie pe Prima TV, adevărat? Mâine la cât live-ul? Mâine o să facem live de la 7, ca să prindem și promoția asta și promoția viitoare. Și poate facem unul și mai devreme, dar nu știu ce să zic. Vedem. Poate facem unul mai devreme să jucăm cariera cu de fotbal manager, cu Miroslava. A anunțat transmisia? Nice-o. Poate ne vedem? Ne vedem. 7 dimineața. Șoșoi. Șoșoi, usturoi, zburci. Șoșoi. Șoșoi. Șoșoi, usturoi, zburci. Este poartă, frate. Nu trebuia să se mai arunce târnul. Așa, da, îmi place care era pe FM. Păi da, dar problema că vă place numai unora dintre voi. Nu e prea hăipuit, nu se prea hăipuiește, dar mă simt și eu bine când mă joc FM. Și o șoie usturoi zbruși, frate. Dacă zici la momentul oportun și o șoie usturoi zbruși, n-are ce se întâmplă. 5-7 de like-uri, vă pop, mersi mult! Mă, Mariuse, tu parcă de pe un view party ai venit cu noi, nu? Te-ai abonat la noi, dacă nu mă înșel. Parcă la un view party ai venit. Cred că juca România sau... Sau tot FCSB-ul, dar parcă România, dacă nu mă înșel. Te țuc cu like-ul, te pup, Cătălin Paiu, te pup, mulțumesc frumos. Mersi frumos de like. Șoșoi, usturoi. Șoșoi, usturoi, zburci. Nu mai fă view party-uri, poate îți vin... Mai fă view party, poate îți vin mai oameni așa, adevărat. De când făceai view party-uri în fiecare zi? Cum adică în fiecare zi? Când făceam view party-uri în fiecare zi? A fost o vreme când făceam view party-uri în fiecare zi, adevărat? Mamă, au plecat două abonări, ia. Au apărut pe ecran? Hai că au apărut, dacă e. Ia că te zgârie. Știe Jaxi, bă, că ai jucat mult la sintetic. A zis că te zgârie un pic sinteticul. Așa a zis. Eu pe YouTube am un like în plus? Așa e, da, așa e. Dacă și nemții face în fiecare zi, nu în fiecare zi, dar făceai des în perioada aia, adevărat? Chiriche și Galmă, goar, bă, o să facem constant view party. Dar trebuie să-mi iau și eu un scaun. Că îmi rupe spatele scaunul ăsta de bucătărie. Să stau și eu mai comod. Și vreau să-mi pun și, vreau să-mi pun și ăsta pe perete, să-mi pun pe perete ăsta, cum îi zice, televizorul. Te pup, Eric, te pup! Eric, omul meu. Bă, vreau și eu un val de emojuri pentru Eric, omul meu. Cel mai înfocat FCSB de pe chat. Vreau să văd și eu un foc de emojuri de-astea noi. Încă, și hai să facem 60 de like-uri. Cât stau aici cu degetul, vreau să facem 60 de like-uri, numai șomați. Și dați subscribe și abonări, toată lumea prezentă. Florinel? Dacă vreți să câștige FCSB-ul, trebuie să dați like și subscribe neapărat. Asta zic, Marisica. Asta zic. Hai că ați și dat. Cel mai înfocat FCSB și nemțist? Bă, dar am uitat să le dau la băieți pe Discord, ia să le trimit. Mamă, și n-am pus nici pe Instagram, bă.
Deci pe grup? Păi dă tu acolo, dă tu un mesaj acolo. Eu degeaba dau. Cum e degeaba? Vă salut, domnule, suntem live chiar acum. Ia uite, avem aici echipele. Reacționăm la FCSB cu Nogerland. Toată lumea pe live, YouTube, Nemți TV, vă aștept pe toți. Vamonos! Asta zic, Cristi. Gata, s-a pus. Oricum, Zerebecu și Amat sunt de Gogoșari. Eu țin cu Steaua de la 3 ani, asta zic. Unde mă, Eric? A fugit? A fugit Eric, mă. Ia să vedem, s-a postat. Ce faci, mă, băiatule? Țin cu FCSB? Ovidiu Popescu. Țin cu echipele române, frate. Cu echipele românești în Europa, nu țin cu FCSB-ul. Și am azi de când am făcut 18 ani mai dă pe live-uri? Adevărat. Pleacă și moderatoarele alea în cel mai scurt timp. Acum îți intră oameni că faci pe Instagram? Ce intră, mă, oameni că fac pe Instagram? Salut, Olof, salut, salut! A, că am pus pe story. Șoșoi, zbârți, 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 zbârți! Nu știu ce s-a întâmplat, dar am zis. Eu am zis-o, bro. Ăștia ești, pop, Eric, da, pop! Bravo, Kiri! Cum îi șau? Cum ai zis că îi ziceau, Vlad, cum? Cum ai zis, mă, că îi ziceau, Vlad? Nu am înțeles cum a zis că i-a zicea lui Kirikesh. Haide mă băieți, minutul 24, 4-4 la cornere, 3 șuturi FCSB, un șut Nogerland, not bad. Mamă, dar sepsiul ăla parcă văc se duce în prelungiri, sincer. 59 de like-uri, vamonos! Încă unul să facem 60 băieți, vamonos! Toată lumea cu like-urile și cu abonările, 12.327 de abonați suntem. Dacă facem astăzi 12.400, vă dau mare giveaway. Am în spate un Piki Mystery Bag de la Piki și dăm acolo cadouri multe rău de tot, dar trebuie să facem... Trebuie să facem 12.400. Ca să facem 12.400 trebuie să apăsați pe butonul de like, să intre live-uri recomandate. Mamă, 1-0! 1-0 sepsi! 1-0 sepsi, mâncați! 1-0 sepsi, bă! Ale, 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 ale! Sepsi, ale, ale! E gol, bă? E gol, mă, frate? Cine a dat? Pe un? Nu există previous pe ăsta, mă? Pe antena 1. Cine a dat, mă, gol pe un? Nu pot să cred că n-a dat golul, mă, ia la mișto ăștia. Cum dau, mă, înapoi? Cum dau, mă, să fie previous, gen? Hai că știu unde e ăla. Pe una dat? Bravo, mă, Sepsi. Haide, mă, și FCSB-ța noastră cu un gol. Haide, mă, și FCSB-ța mea pentru stelicii mei din chat. Pentru oamenii mei, Eric. Pentru omul meu, Eric, și pentru omul meu, Marius. Moderatorii mei de aur. FCSB-ști. Pentru ei îmi doresc din suflet să dea gol FCSB-ul. Bine, nu chiar din suflet, nu pot să fiu chiar așa că din suflet, da? Pentru ei nu m-aș supăra, gen. Și pentru mine și pentru tine, Andrei Roș, și pentru tine, viața mea. Unde e, mă, antena 1, mă? Bravo, mă, Sepsi. 126. Să țineți minte 126. Kirikesh. Mamă, dar Ingvarsson ăla ca-n ține de minge, nu se joacă. Ca-n ține de minge, Ingvarsson. Zverkov. Radunovic.
Haide, mă, băieți. Iar nu mai merge să scrieți pe chat, mă? Sau ați rămas puțin? Zbârci! Șoșoi! Bravo! Bravo, Popescu! Uuliu! Bravo, Popescule! Du-te, tată! Du-te, tată! Du-te, Ovidule! Bravo, Ovidule! Florinel! Cred că e offside. Cred că e offside. Offside. Salut, stare! Salut, stătare! Salut! Gol țepsiei? Vamos! Ia o zi, mă, pe Jax! Deci CSB se bazează pe contraatacuri, așa zice Jax. Se vede clar. Offside a fost, a fost. Am văzut că deja aveam coeficient mai bun decât anul trecut. Păi e normal, normal, dacă am trecut câteva tururi. A trecut acum afară, Sepsi au 1-0, poate trec și ei. Și poate dă, doamne, și trece și FCSB-ul. Și din, de acolo, din play-off, ne ducem toate în grupe și e treaba. Te pop, Bogle, ce faci? Jax e regele. Mamă, dar ne cam pasează ăștia, ne cam fixează. Ne cam fixează cum i-a fixat City-ul pe Sevilla seară. Jack se comentează la antena, nu, facem noi, Caterinca, că seamănă la voce, Șerbane. Nu mai merge lui Jack cu Tobo. E live, mă, chiar acum, Jack, joacă Navi și face watch party și el. Am văzut că careva din astea trei joacă, nu știu, o să ne uităm la finalul live-ului, în caz că se, sau la pauză. Poate ne uităm și vedem. Cam o moară. Bă, trebuie să înțelegeți că în momente, în fotbal, când joci cu echipă din asta puțin poate mai bună ca tine, că se vede un pic că Nogelandă cea sunt puțin mai organizați, puțin mai bunișori, trebuie să ai momente și când suferi. Trebuie să suferi ca să reușești să te bucuri la final. Că dacă e să o iei așa, cam FCSB-ul a avut cele mai mari șanse până acum. A avut șutul ăla lui Olaru, al lui Coman, două șuturi foarte bune. S-a rămas să joace cu Partizan, dar a pierdut în finală în tur cu 2-0. Păi cu cine joacă Partizanul, Marius? Cine joacă Partizanul? FCSB joacă cu Partizanul? Am înțeles. Zverskov. Sabah, Baku. Ar fi bine, ar fi top. Să se califice Sabah, Baku aia și să califice FCSB-ul, să joace cu Sabah, Baku. Direct. Direct. Ar fi GG. Pentru cine a fost galanul anul ăla? Pentru FCSB. Pentru FCSB, mă? Nu, pentru... pentru când, mă? Gol anulat. N-a fost gol anulat. La Sepsi a fost mai înainte gol anulat. Sepsi cu Bodo Glimt? Oh. E ca în GG. Sepsi cel mai probabil dat de Bodo? E greu acolo. Cu aia e greu. Cu aia e greu. Că au și experiență europeană. E greu. I-a cocoșat și pe Roma Bodo în Glimt aia, deci... Faro are șanse? Faro cu cine ar juca, băieți? Bravo, Florinele. Ce minute, mă? 30. Mai am un sfert de oră până la pauză. Să nu luăm gol. E important. Cu Helsinki. Și Helsinki aia sunt echipă bună. Nu-s chiar de aici, de acolo. Să mai mănânc ceva. Tăpup, Avelica! Tăpup! Personalitate Karabakh și Helsinki, am înțeles. Cum e scorul la Karabakh cu Helsinki? La Karabakh, stai așa că mă uit în sâmburile astea de la Caisă. Și îți spun acum rezultatul. Cred că e 0-0, bro. Cred că e 0-0. E 2-1 pentru Karabakh. Se vede clar în Caisă. E 2-1 Karabakh, Cristi. Mamă, s-au luat cotele la FCSB, băieți. Ce se întâmplă? Mamă, i-a dat ceată. Nu, no, fără roșu. Fără roșu, vă rog eu frumos.
E VAR sau din astea? Mamă, fără roșu. Ia. Hai că l-a luat de gât dacă e. Hu! Du-te tare. A dat val? Nu e var? Cred că în play-off o să fie VAR, nu? În play-off-uri intră VAR-ul, da. Nu avem VAR, a zis să-ți Jaxi? Să mai schimb și o poziție. Ce ești, Gogoș, are? Mă, uite ăștia la meci, ungure, tu ce faci? €400.000 are Kirikeș, trăiască familia lui. Nu mi-ar da și mie 10.000? Ai cu calificările, doamnești? Păi Sepsi, dacă nu ia gol, e bine. Usturoi, Șoșoi, Șoșoi. Easy. Easy. Mamă, dar ce mic și ce... Nu mai zic. Ce vigonetă au băieții ăștia. Bă, dar nu-l văd pe ăla, pe Decar, mă. Unde e Decarul? Ăștia la Nogeland au și car futit, Sandman ăla, adevărat? Parcă zicea cineva pe live, da, de el. Dacă nu mă înșel. Am mutat Insula Iberia, ai mă, frate, serios? Nu cred. A, pe antena era insula, nu? Mamă, v-ați dus, băieți. În spate de zăpada ăla, a fost la obiective? Adevărat, mă, unde e ăla? Unde e Dioman de ăla? Că să mă bată, ăsta e? Ăsta e, cred că. Ăla blond în cap e Dioman de, mă? Șase metri. Corect. Easy. Easy. Mâine sâmbătă și duminică, adevărat? Adevărat s-a dat pe sâmbătă. Mâine sâmbătă și duminică, nice. Băneți, am o întrebare, cum n-ai bați pierdut cu ea de Liga 4-a? Păi n-am jucat, mă, frate, nu ți-am zis, bă, dar tu ai și mintea scurtă, mă, mâncați. Nu ți-am scris pe grup acolo că nu joc, că nu jocăm primul 11, joacă numai copii. Nu pui și tu cap la cap informațiile, îmbrăcesc gura degeaba cu tine. Așa văd, așa văd Cheliosul de Kirikeș? Cum adică așa văd Cheliosul? A, așa vezi Cheliosul de Kirikeș în loc de Insula Iberiei? Adevărat. Mamă, oare îmi dă și mie târnă tricoul ăsta? Dar ai prins că n-am jucat, n-am pierdut că n-am jucat eu, am pierdut că n-am jucat 11 jucători. Mamă, ce miroase a mâncare. Cred că a făcut Gabriela de mâncare, ia să întreb ce a făcut de mâncare. E foame rău, dar tot.
Ce râd când te enervezi? Bat gura degeaba cu voi. Mamă, trebuie să scot niște moderatoare, să-mi aduceți aminte. Trebuie să mai scoate niște moderatoare, că se cam șomează. Se cam șomează. În vremuri grele se văd moderatorii. În vremuri grele și când nu mai e content cu FIFA 23, când nu mai e hype, atunci se văd moderatorii. Nu, când e toată lumea fericită și când au nevoie. Când intră de nevoie, nu de susținere. Ascu, să rămânem noi 5-6 moderatori, 5-6 și buni, frate. Am geamul deschis și bine miros de mâncare de la vecin super. I-am dat mesaj Gabriela, dar nu prea vrea să-mi răspundă. Ai putea să mă faci și pe mine, dacă o să fii activ, o să fii, frate. Păi eu chiar atunci stau când nu joci FIFA? Păi da, adevărat. Tu crezi că de asta stai? Nu uitați să apăsați pe butonul acela de like, băieți. Hai să ne apropiem de 70. Mamă, ce... Mamă, uite-l pe Diomande ăsta. Mamă, da bine Olaru de acolo, dacă dădea din unghiul ăla, dădea gol, ferească Dumnezeu. Șoșoi. N-are mă cum să da gol când zici șoșoi. Eu chiar sunt activ, dacă vrei tu rece, păi când ești activ? Că e primul live în care ești activ cum trebuie. Diomande ăsta n-a fost la Saint-Étienne, nu e ăla, nu cred că e ăla. Au zis ei șoșoi, usturoi, zgrit sau cum era? Mi se pare, era un Diomande, da, dar ăsta e ceva wonderkid. E ceva tânăr ăsta. Ui șoșoi, șoșoi, usturoi, zbârci, se zice. Ai pierdut, vezi Eric, dacă n-ai fost... Șoșoi usturoi zbârci se zice când atacă, când are adversarul ciut pe poartă. Dar atunci în momentul în care pendulează trebuie să șoșoi usturoi zbârci repede. Ca să nu dea gol. Mama, da bine Olaru, dacă venea unul aici pe respingere era top era. Luptă steaua, te pup Matei, bine ai venit frățiorul. Gogoșarul meu Matei. Șoșoi e un prieten. Oh, Coman versus Diomande. Ce are ăsta, mă? Uite, de-aia era un companion, un atacant. Probabil o să intre, Marius. Probabil o să intre. Cine știe cum au fi gândit, cum or fi gândit meciul. Dacă l-or fi gândit. Dacă l-au gândit și au ei o tactică în legătură cu asta, e ok. Dacă a făcut Nea Gigi și l-a pus pe bancă, nu prea mai e ok. Vezi ce bătaia a fost la un gen, adevărat, s-au bătut între ei? Hai că bătaie, nu prea sunt bătăi la fotbal, mă, sunt din astea cu împinsături de astea. Împinsături din astea, știi? Scandal din ăla în care așteaptă să se bage cineva între ei, știi? Știu și eu din astea. Asimilează. A, a luat asta Ferioșu? Nu știam. Știam că a luat cineva roșu, dar nu știam. Te pup, Andrei, te pup, seara frumoasă. Se califică Sepsi în play-off? Păi au 1-0, așa ar trebui. Minutul 40. Dar trebuie să joace că e tânăr și trebuie mântut? N-a jucat rău până acum. Haide mă! A vrut să-i dea la Coman, mă, n-a vrut să dea șut la poartă. Jaxi, mai uite-te și tu la fotbal, Jaxi. N-a vrut să-i dea pas la Coman, dar n-a intrat. Mamă, Chiricheșule! Mai lasă CSU-ul la Jaxi. Vitura și asta fei, joacă la un gen, da. De câțiva ani. Nu prea le are Jaxi? Să se mai informeze. El știe numai pe mid, pe ancient, pe ancient, pe de-alea. Pe overpass. Aici nu ești pe overpass, nu ești pe ancient, că e verde, dar nu ești pe ancient. Mamă, s-a luat cutre, nu e bine. Penalti, mă. L-a tras Pantea, bă. L-a tras Pantea, bă. Haide mă târnă, mă. Haide mă târnă. A știut ăsta să scoată, mă. Știu să scoată, mă, că n-a fost chiar penalt. A știut să scoată.
Când pendulează, când pendulează, știți ce să ziceți, da? Toată lumea. Bă, suntem 25 de oameni, dacă ieșim toți în momentul în care pendulează Șoșoi, Usturoi, Zbârci, bă, n-are cum să dea gol, că e ieșit în poartă. A revenit fericit gol pentru Sepsi, mare penalti, Șoșoi, Usturoi, Zbârci. În ordinea asta, Șoșoi, Usturoi, Zbârci. În momentul în care pendulează, dacă ne concentrăm toți, dacă ne concentrăm toți, o să-i facem o bucurie lui Târnu. Uite ce mustăcios are și el mustață, Târnu, ferească Dumnezeu. Când l-am cunoscut eu prima oară, nici n-avea păr pe față. Haide, mă. Șoșoi, Usturoi, Zbârci, toată lumea. Când pendulează, da? Asta știe, asta zice Târnu. Bă, o știe, dar nu știu dacă o folosește. Șoșoi, Usturoi, Zbârci, te rog, te rog. Șoșoi, Usturoi, Zbârci. Haide, mă. Haide, mă, Ingvarsson. Mamă, bate cu numărul 7. Eu cu numărul 7 am ratat 28 de penalti. A dat gol, Șoșoi. Ai, că am văzut înainte că a dat gol. Am văzut pe Betano, că am deschis eu să pun aici pe ecran. Și am văzut că a dat gol dinainte. Ce să mai zic, că n-am mai avut timp să mai zic că mi-a apărut pe Betano gol. Până să zicem noi la transmisiune era deja gol. Era deja gol, băi, până să zicem noi la transmisiune. Ne-au fentat ăștia. Ne-au fentat ăștia. Nenorociți-vă. This is sad. Că nu e sfârșitul? Nu e, mă, este. Mai este de jucat. Să nu mai avem gol, asta e problema. Că de acum... Să nu se desprindă la două, că dacă se desprinde la două... Bine, nu e, meciul nu e terminat până la final, dar trebuie să ai forță și ăștia au echipă bună, te prind pe contraatac, au bâzdăgânile alea mici și colorate, te prind pe contraatac, te nenorocesc. Mamă, minutul 44, bă, ce v-am zis eu, mă, să nu ia gol înainte de pauză, mă? Și exact asta au făcut. Nu și-a bătut, mă, nimeni în joc, stai liniștit, Alin. Nu și-a bătut nimeni joc, că nimeni nu vrea să facă ceva voit. Dar în dinamica meciului și în dinamica și în viteza și trebuie să te gândești că e oboseală, trebuie să iei o grămadă de variante în calcul, trebuie să te informezi din toate direcțiile, nu e chiar așa de ușor. Ma. Bravo, mă, Chiri. Offside. Offside. Revine FCSB, te pup, vai, te pup, te pup, te pup. Am peleat de găină. Ce s-a întâmplat? De ce, mă, Dălină? Că au dat gol ăștia sau de ce? Vă pup, băieți, bine ați venit. 12.328 de abonați și 65 de like-uri, hai să facem 70 de like-uri, băieți. Hai să mergem spre 100, ușor, ușor. Remontada? Bă, sperăm, sperăm. Cât, ce minute la Sepsi, băieți? E 80, cred că nu? De fapt, cred că trebuie să te termine. Ce minute la Sepsi? Ia. 87, nice. Să terminăm cu Sepsi și după aia o luăm cu... Iar s-au luat cotele. S-au dat înapoi. 87. Aveți obiectiv promovare la Miroslava? Băi, o să încercăm să promovăm, îți dai seama că avem echipa ok. E un uimitor progres pe care îl faci și l-ai făcut pe YouTube până acum. Keep it up, brother. Te pup, vai, te pup. Mulțumesc din suflet. Te mai așteptăm și pe... Te mai așteptăm pe la noi când ai timp. Că ai fost pentru scurta ta perioadă când ai fost moderator aici, chiar erai un moderator de nădejde. Dacă aș avea ca tine pe tot parcursul canalului, ar fi senzațional. Te pup, Aga. Te pup, te pup, Aga, te pup. Bă, ce prostie, mă. Vezi formația am pus. Sunt la masă și mănânc cu lacrimi. Noi, păi stai mă că mai e. Review-urile alea la forță, mama, adevărat, vai, s-a adevărat, adevărat, pe Discord, acolo, peste tot. Te pup, sper că ești bine, frățior. Păi am zis de vreo 74 de ore am zis pe live, Cristi. Dar dacă tu n-ai mai fost pe live, ce să-ți fac? Asta e. Poate fac surpriza, Doamne ajută. Se califice Sepsi prima dată și după mai vedem. Și aici 5 de like-uri și aici 6, hai să facem 70, băiți. Toată lumea de pe chat să apese pe butonul de like și pe butonul de subscribe. A luat Chiricheș și Galben sau ce s-a întâmplat? De ce râde așa? Eu nu uit la FIFA 23, păi tu intri pentru mine sau pentru joc, bro? E final, mă? Cred că anul ăsta nu avem nicio echipă în grupe, băi, eu zic că o să avem. Măcar
Faru, ar fi bine. Și poate toarce și, poate toarce și FCSB-ul totuși. N-ar fi rău. Sepsi cu cine poate pica meciul viitor? Cică cu Bodo Englimpt. Cu Bodo Englimpt și e gras. Cu Bodo ăia dacă ajung să joace, e jale. E jale rău de tort. Mă duc 2 minute să văd dacă s-a făcut ceva de mâncare, da? Să mănânc și eu de cartofi, bără. Be right back, boys. Salut! Ce se întâmplă, mă, pe chat ăsta? Dacă și Bodo e abordabil? O avea șanse să revenim? Eu zic că da, frate, doamnește. Niciodată să nu zici niciodată, că doar nici când cu Barcelona. Și cu Barcelona dacă joci. I-au bătut Celtic cu 10% posesie. Ce faceți, domnilor? Live, Nogerland. Așa.
Înțelegi ce și la Miroslava sau ce mi-a dat pe Flexcore? Da, frate, da. Apară pe Flexcore că sunt la Miroslava, adevărat? M-am transferat la Miroslava, frate. Acea echipă a gala la Târgu Secuiesc, mă. La Târgu Secuiesc. Asta zic. S-a terminat Sepsiu? Mamă, dar am uitat că joacă Sepsi. Am uitat să dau la Sepsi. La KSE, da. La KSE. Incredibil câte sezonale am lipsit. Adevărat. Ia, minutul 9. Mamă, mai sunt 2 minute. Mai sunt 2 minute. Haide-mă, Sepsi. Haide-mă, Sepsi, vă rog eu frumos. Haide-mă, Sepsi, vă rog eu frumos. Faceți voi o surpriză. Mamă, ce performanță ar fi pentru Sepsi. S-a dus la așa? S-a dus, da. S-a dus. Dar zic că sunt condiții bune. Chiar merită să dea de o echipă cu condiții bune și un antrenor care să-i dea încredere. Pentru că e un jucător foarte bun, Aga. Fără nicio catering. Și fără nicio prietenie. Doar așa, din exterior, zic. Haide, mă. 94-40. Încă 1 minut și 20 de secunde. Haide-mă, bro. Am văzut când jucat la Ceahlău? Da, da, da. Păi nu prea ai jucat titular la Ceahlău. Ai ce buget are Academia Cixereda? Bă, nu știu exact de cifre, dar știu că au buget foarte mare. Au condiții, mă, dacă vezi ce bază au la Cixereda acolo. Au un teren de joc, deci noi la Liga 3 am jucat cu Cixereda 2. Au un teren de joc, masă de biliard, de cel mai bun teren din Liga 3, cred că. Mă gândesc că voi sunteți în Cupa României, așa ce rezultate ați avut, nu suntem, adică suntem în Cupa, am jucat, dar am luat bătaie de la Fălticeni în primul tur. Te pop, Raulică, te pop, ce faci? Haide, mă. Mamă, lovitură liberă, de ce mereu când joacă un club românesc sau o echipă, de ce se întâmplă mereu ca în ultima fază să fie o lovitură liberă pentru echipa adversă, să urce toată lumea ferească, Dumnezeu. Domnule, de ori drept de Liga 2, clar. A venit portar. A bătut ăsta în primul om, e bine. Haide, mă, cu 2-0. Vă rog eu frumos, Șoșoi zbârci, Șoșoi, usturoi, zbârci. Bravo, Nițu. Haide, mă, că e gata, mă, Șoșoi, usturoi, zbârci, Șoșoi. Șoșoi, usturoi, zbârci, Șoșoi. Bravo, mă, șați, aut. Bravo, mă. Mă, la băieți? La care băieți? La FCSB sau? Pe ce program este dat la TV? Pe Antena 1, bro. Dar e pauză acum. Ne uităm la Sepsi cu Actobe, care e pe Digi1, dar e ultima, sunt ultimele secunde. E 1-0 pentru Sepsi și sunt calificați. Și Steaua și Sepsi? Da. A dat Domitescu cu toată puterea? Păi așa, mă, scopul scoză mijloacele, frate. Când vă rog fiturile pe ultimul minut, mă duc eu gând direct la Napoli Steaua. Au fost multe în istorie. Napoli Steaua, dar a fost... Dar de fapt stai că la ea n-a fost. Știu, am văzut meciul ăla în Napoli. Haide, mă, dar nu e gata, e minutul 97. Salut, Sebi, salut. Te rog eu, fluieră. Zbârci, Șoșoi, usturoi, zbârci. Bravo, e gata. Haide, mă, fluieră. Mamă, dacă n-a dat, bravo. Au tras de timp ăștia, ce s-a întâmplat în prelungiri de... E minutul 98 și nu mai fluieră. Usturoi. Bravo, Nițule. E gata. E calificare, băieți. Sefi și cu Farul Constanța sunt calificate în play-off-ul conferenței, băieți. Amă că e gata. Și e cineva, pe ce program este? Tocmai ți-am zis, Alex, e pe Antena 1, bro. Alex Ștefan, meciul e pe Antena 1, FCSB cu Nogerland e pe Antena 1. Ăsta cu Șoșoiul lui m-a mâncat. Bă, da, e gata, băi. Bravo, mă, tată. Bravo, mă, pe ăștia Sepsi. Bravo, mă, Sepsica lui tata, băi. Bravo, băi, Sepsi în play-off. Bravo, Bălașa, Nițule, toți băieții. Bravo, tată. Uite-l pe Matei, într-un picior. Tactica Șoșoi a funcționat, v-am spus că e clar, tactica Șoșoi și o să funcționeze și la FCSB. Problema e că funcționa și la penalti, dar e delay. Dacă nu era delay, funcționa și la penalti și o scotea târnul.
Vă pup pe respect, te pupăm, Ovi, te pupăm, te pupăm, te pupăm. Haide mă, s-a calificat Sepsi, trebuie să se califice și FCSB-ul, neapărat. Neapărat. Sepsi a dat peste nas? Păi de ce zici asta? De ce zici asta? De ce ai mentalitatea asta? Sepsi a făcut bine pentru partea lor și a făcut bine și pentru fotbalul românesc. Că ne reprezintă pe noi, bro. De ce zici că a dat peste nas tuturor românilor? Ce legătură are? Doamne ajută. Haide mă. Pe cât era, mă? Ce dă Bodog limpt în Sepsi? E greu, o să fie, bă, să știi că nu cred că o să-i bată tare Ovi, crede-mă. Toată lumea urăște, păi cine urăște viața mea, că eu nu-i urăsc. Tu urăsc doar cei care n-au creier. Cei care au puțin creier îi urăsc. Frumos că au ajuns în play-off, să vezi că nu o să fie. Probabil o să aibă șanse foarte mici, dar nu o să se facă de râs. Nici în play-off, Ovi, eu așa zic. Toată lumea sunt români care, bă, românii fără minte și fără creier și fără tot, fără chestii de genul, da. Bă, pe ce număr v-am zis? Vreau să văd. Pe ce număr v-am zis că e antena 1? Ziceți-mi și mie, vă rog frumos. 162 sau cât? Vreau să văd dacă a fost cineva atent. Hai că e 162 dacă e. Eu Castelic chiar apreciez pe exact, Marius, exact, asta e mentalitatea potrivită. N-am zis? 164? Hai că 164. Pe cât o fi, mă, ăștia? Nu mai știu. 126, mă. 126. Wow. 126. Dar nu mai trebuie să mai dau, că e ultimul. Nu mai avem meciuri în paralel. Trebuie apreciați, mă. Trebuie apreciați, Sepsi. Chiar trebuie apreciați. Gândești frumos, eu tot stăleți. Păi da, așa, asta e gândirea normală, frate. Asta e gândirea normală și logică pe care trebuie să o ai. Erați, am zis? 126 zic eu. Mamă, dar m-au rupt. Ce-i cu reclama asta, cu vioara asta trasă de coarde în halul ăsta? Că m-au nenorocit ăștia. Hop, tara, 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 tara. Așa, așa mă trezesc. Tara, 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 mă uit la un meci și nu mă aud. Hop, tara, 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 tara. Ce-i cu ei, mă, mâncați așa? Îl văd pe Florinel Coman cum dansează pe piesă, pe muzică populară. O mică sârbă? Ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu. Sincer, am nicio pretenție ca baga mai chiar în banii zona se cuim. Uite, boțelul care s-a desfințat avându-o pe exact. Exact. Ar trebui să le luăm exemplu. Asta le-am dat TV unde pe vremea lui Ceaușescu, adevărat. N-am prins-o, dar te cred pe cuvânt. Da, deci avem Vlad Chiricheș cu cartonaș galben, Mohamed Diomande cu cartonaș galben la adversari. Sunt curios ce schimbări o să se facă la FCSB la pauză, pentru că cu siguranță o să se facă, fără doar și poate la scorul ăsta și la rezultatele astea, cu siguranță. Hai să vedem pe cine ghicește schimbările pe chat. Vreau să văd cine ghicește schimbările de la meci pe chat, de la viața satului, am înțeles. Deci să mă uit așa puțin, dar Solaru, Florinel, Comantavi, Popescu, Djokovic, Popescu. Eu zic că o să iasă Ovidiu Popescu și o să intre viața mea. De fapt nu. Cred că o să iasă Pantea, o să treacă Ovidiu Popescu fundaș dreapta și o să intre Companiu. Eu zic că iese Pantea și intră Companiu. M-am gândit deep. Cu Ovidiu Popescu fundaș dreapta. E posibilă și asta, cu Ovidiu și intră Companiu, da. Iese Tavi, intră Companiu, zice Marius. Eu zic că o să renunțe la un mijlocaș central. Tavi cu Companiu. Seara bună, te pupăm, Daniele, te pupăm. Mai să faci și noi 70 de like-uri, băiți. Aveți chef să dați voi niște like-uri sau nu aveți chef? Ziceți și voi. Pentru FCSB, nu pentru mine, pentru FCSB dați gol. Dați like. În afară de portar și striker le-a jucat pe toate Ovidiu Popescu, adevărat. În afară de portar, că cred că striker a mai fost în anumite perioade. Intră Camavinga atacant. Camavinga intră orice, bro, că e prea bun. Sper să întoarcă. Doamnește. Când mă uit, dacă mă uitam singur la meci, să știți că nu prea am doream. Nu prea eram cu FCSB-ul, dar așa că mă uit cu voi. Sunt cu voi. Sunt cu voi, bro.
E, Kamao, Kamao, asta zic. Ia să vedem. Ovidiu joacă orice. Mamă. Kamavinga ți intră și în loc de tată, ți intră în loc de orice. S-a făcut, mamă, că am râs tare rău de tot în perioada asta pe... În loc de... În, pe TikTok, pe meme-uri și pe din astea, am râs tare rău de tot în perioada asta. 12.329 de abonați. Mamă, nu cred că mai facem 12.400 de abonați astăzi să vă dau giveaway de la Piki, dar dacă facem 12.400, pleacă mare giveaway de la Piki.ro. Dacă erai în la iubire, nu mai erai cu noi, bro? Nu e adevărat, bro. Nu e adevărat, că n-am știut. Când mi-ai zis tu, eu chiar credeam că mă duc de la 10 și mă uit. Intră că am avingat că... Ia, a făcut schimbare ei. Bă, dar ce tot zice Jaxi ăsta, mă? Sincer spun, era de penalti? Bă, poate ar fi dat ușor, dar nici lor parcă nu prea au arătat așa multe, sincer. Intră companiul, a zis? Marius cu două luni în spate, Gogoșare, te pup, te pup, Mirele, membru la mare de Champions League, te pup. Eu sigur nu mai eram dacă cerea insula. Ce s-a întâmplat, mă? Ce schimbare a fost? Că nu mai înțeleg. A intrat compania, da sau nu? A intrat, nu? Ba da, mă, a intrat compania. A intrat că se vede nou și nu mai e? A, nu mai e Popescu. Cred că Popescu nu mai e. A intrat compania, mă, nu-l vedeți că e atacant nouar cu părul lung? Aveți boală la ochi? La membru tău ai câteva luni față respect. Mamă, și Miculescu. Cred că Miculescu în locul lui Popescu și compania în locul lui Popescu. Mamă, a ieșit Popescu amândoi și a intrat Miculescu și cu compania. Eu am făcut poză cu Tavi la meciul Spania locul România Under 21. Nice-o. Nice-o. Au ieșit Popești. Au ieșit Popești și au intrat Miculescu. Sigur nu e mâna la Becali. Bă, dar de ce nu schimbă ăștia pe... De ce nu schimbă ăștia pe sofa? Dă companie, gol, vă dați seama, nu? Îl forțează să fie Miculescu, dar n-am văzut. Că da, dar vezi că și-a crescut un pic nivelul Miculescu față de cum a jucat la început. Acum chiar e mult mai ok. E mult mai ok. Chiri. Chiricheș, pasă până la Risto Radunovic. Urcă pe partea stângă, pasează până la Olaru, care revine la postul lui față de prima repriză. Revine pe poziția de inter în sistemul 4-3-3. Companiu Miculescu pe partea dreaptă. Fac... Ma. Te pup, Jalbei, te pup, te pup, frățiorul, te pup, mulțumesc frumos. Așa, bun. Avem aici pe partea stângă Diomande, pătatul în cap, care încearcă o pasă, dar este out pentru FCSB. Veniți comentatorul lui Jasic, că juca la Steaua și când am în liceu. Adevărat. Adevărat, joacă de viață, Chiricheș. Îl avem pe acest Chiricheș old, la minge. Pasează până la Darius Olaru. Redublează până la Risto Radunovic. Încearcă să iasă din apărare cu mingea jos cei de la FCSB. Chiricheș se bagă puțin la creație și trimite lui Djokovic. Djokovic mai departe. Îl avem pe Olaru pe partea stângă, care avansează în jumătatea adversă. Cu o diagonală cu piciorul stâng foarte bună până la Pantea. Pantea intră în centru, pe piciorul stâng șutează și sperăm să fie un corner, dar cred că a dat-o în plopi. Fost sunt așa Monaco, a semnat Coțelu. Din păcate nu a prins poarta Pantea și nu știu ce să zic. Să prinde Chiricheș un ac, a fost întâmplare că nu prea a mai dat. Nu prea a mai dat Marius, a dat-o când a trebuit. Că a fost întâmplare, da. Bine că a dat-o atunci cu Ajax. Că nu prea a mai dat goluri de genul. Să zici că poate să se mai repete. Mamă, stați așa. Uitați-vă ce mi-am adus, băieți. Uitați-vă ce m-am adus, ați mâncat așa ceva când erați mici? Sau acum mai mâncați? Am la doi pași aici, mi s-a făcut la doi pași jos la bloc. E viața mea. Astea-s viața mea. Plăcerea mea nevinovată. Am mai dat la Sassuolo 1, adevărat? Mamă.
Acum mănânci ăla? Poftă mare, frate. Eu mâncam Viva? Păi cum să nu știu? Cum să nu știu Viva? Dar n-am mai găsit, că Viva îmi plac mai mult, astea sunt prea mici. Mersi, mersi băieți, vă pop. O lasă mai bună decât FIFA? Ce zici, Varțăr? Dar de când vorbești tu la pertu, mă, cu oamenii mai mari ca tine? Ia du-te tu un pic în banca ta. Ia uite, mă, ce vorbești, ce zici, Varțăr? Auzi el, pe nume propriu îi zice. Du-te în banca ta. N-aveți puțin de respect ogoșarilor? Se zice, ce faci, domnul Schwarzer? Viva chipsuri de pui am mâncat, erau adevărat. Îți miroseau mâinile la cancer. Îți miroseau mâinile la cancer, mâncați. Domnul Schwarzer, lasă că l-am trimis la Ungheni un pic să învețe bunele maniere. Pe antena 1 e meciul viața mea, Vegeta 12. Ai văzut Varu 5-0? Am văzut. Bă, Varu s-a calificat. S-a calificat și Sepsi, suntem cu două echipe, e ok. Eu comune să fie emancipat. Adevăr că e un nume mai lung decât Spitalarea, păi da. E personaj de film, viața mea, Ovidiu. S-au aflit cât mai mâncam, mirosea mâna toată, nu se zicea miros nici când te spălai. Adevărat. Deci de putea spune ceva? Fotbalul? Fotbalul se poate spune, atât tot. Bun! Adevărat. M-am înțeles că ați făcut niște cartofi la cuptor cu niște tzatziki? Mamă. Companiu? Facem și noi 70 de like-uri. Calificare, asta zic. Și în anii de 95, mai erau sucurile la așa, l-am făcut pe Lorente, Șefcenco și lui Coșa, mamă, frumos. Mai erau sucurile la plic, un plic, îl băgam în 5 de apă, mamă, adevărat, am băut și eu. Beam și eu, mă, când eram mic. Dar tu câți ani ai Cristian, în ce an ești născut? Hai că am păcălit foamea și în seara asta. 99 aproape, fac 24, ești pe aproape. Eu sunt 95, deci. Cam pe acolo, mulți înainte, frate. Bravo.
Unde vreodată făceai tu suc la plic? Și să mor când eram mic, am băut și eu suc la plic. Să mor. Bine, nu foarte mult, dar am încercat, adică știu despre ce e vorba. Nu știu că Cantesa clonarea echipa asta norvegienă, așa e, mă, la un nivel înalt. La un nivel înalt și la un nivel care se respectă, nivelul fizic, forță și potență fizică e foarte important. Așa, am de băiatul 84. Cine e 84? A, 94? Cine zice că e 94? Dar n-a zis nimeni că e 94. Eram mici, băgam în noi adevărat și nu mai aveam nimic, ești nebun. Ce ai, 8 de like-uri la toată zi, că ai cu 70, vamonos! Hai cu un spam puternic de like-uri și de abonări. Adevărat. Dar tu ce an ești, mă, Mariuse? Tu ce an ești născut? Te-a băgat aia de la EA Creator? Da, sunt în EA Creator, da. Nu degeaba s-au bătut la campionatul sezonul trecut până în ultime etape? Sunt echipă bună, sunt echipă bună ăștia. Au o bază solidă, au o filozofie. Visai pe un băraș și acvații? Să-l visezi tu pe Aisho Speed. Cu chiloții aia, cu nasture. Pe Aisho Speed să-l visezi. Bă, dar chiar mă face, a făcut live, a făcut ceva, ați un comunicat cu Aisho Speed cu astea? 24, mulți înainte. Erau bune și fitness sucurile la plic? Bă, erau bune, mă, că nu erau atât. Bine, erau, dar nu știu, erau, parcă eram noi altfel. Eram noi altfel și n-aveam, parcă acum sunt mult prea multe chestii. Acum face, am înțeles. Eu nu, când eram la ai mei, la țară, abia așteptam să se, așa, să merg în urmă, să, Mamă, uitați-vă ce a scris Mirel, A făcut Speed live acum, pe zi, adevărat? Și mai e live? Mai e live, mă? O să mă uit după live. Eram mic, ferească Dumnezeu Sfânt. Ferească Dumnezeu Sfânt. Avem pe Chiricheș care încearcă o pasă filtrantă. Mamă, dar ce bine joacă ăștia. Să-ți vine de bine băiatul nostru? Să-ți fie de bine, Mirele, adevărat. Să-ți fie de bine, atât s-a putut. Doamne, Mirele, ferească Dumnezeu. Bravo, Mirele, mulțumim pentru aceasta. Mulțumim pentru că ai împărtășit cu noi. Asta, știți cum a fost asta? Știți cum a fost asta? Ca o de aia, gen la băia anonime, așa, stați în cerc. Se ridică Mirela meu de pe... Cred că vine Mirel la meu și zice: Eu sunt Mirel și eu când eram mic umblam în urma găinilor și când făceau caca. Asta e problema mea, na, ce să fac? V-am zis-o, ce să fac? Na, să vă văd pe voi, na, să văd părerea voastră, că eu v-am zis-o, na. Hai. Bravo, Cristi. Așa, frate. Așa, frate. Asta a fost, Mirele. Ai zis-o. O ținem între noi. Ia, jucător de la numărul 23 de la Nogera pasează în centru. Șoșoiu, Sturoi, Zbârci. N-are, mă, cum să dea, mă, când îi zici din timp. Șoșoiu, Sturoi, Zbârci. N-are, mă, ce se întâmple, mă. Ce să vă fac, Ivan, să vă dau mintea mea. V-am dat cel mai mare pont pe care vi-l puteam da vreodată. Noroc că mi-a venit în minte acum. Uite, i-am zis. Îmi dau. Ia uite, Jaxi. Da, mă, vede bine Jaxi, mă, vede bine. Fac o gumă proastă, nu ne căm pe gust, în gusturile omului. Adevărat. Chiar o glumă bună. Hai că s-a prins live-ul, este. Chiar o glumă bună, Cristiane, să știi. Coman, pe partea stângă versus Diomande. Mamă, dar fuge și înapoi, Diomande. Coman, pasă până la Pantea. Pantea avansează pe partea dreaptă. Haide-mă acum. Mamă, i-a intrat la spiță lui Roberto Carlos. I-a sărit la lanț. Mici. Gume turbo la 10 bani. Minutul 58. Ia ca s-a dus aproape 15 minute. Din repriza a doua.
Să vezi ce părerea, dar grija jucătorului care a plecat de la Ungheni la echipa Alba Iulia, crezi că o are el? Ferească Dumnezeu. Ea. Am aruncat trei fraze și de-aia sunt judecat, dar nu știu dacă sunt adevărat să-i vedeți. Corect. O vrajă pentru gol? Bă, e greu cu gol. N-am descoperit încă, că eram goalgetter și eu dacă o aveam. Nu mai pot să cer, domnule, niște că a transferat tot. Transferat? Că s-a transferat cu Măcăi? Asta zic și eu, asta ziceam și eu. Bine, și eu trăiesc bărți, n-am fost atent acum, putea să fie gol. Dar cred că ați spus voi. De asta nu s-a dat. Uite, a dat-o direct în peluză, a zis voi clar, se vede după execuție că este o execuție cauzată de Șoșoiu Stroisburg, se vede din avion. Am zis eu, asta zic Aline. Asta zic, frate. Fiți pe fază, să nu, că dacă omiteți e jale. Sunt nedormit de că s-a transferat să mă arăt Jaxana. Joci la CSU sau la... El nu joacă, el mai joacă la Nunți așa. El mai joacă la Cristian. Cristian, el mai joacă la Nunți, el e prieten cu fotbaliștii, se mai duce, mai filmează meciul. Nu mai zi de astea cu joci la CSU sau la Unirea. Stai, lasă-l liniștit. El e doar prieten cu fotbaliștii. Și mai nou e și TikToker, omul meu, Cristi. Mai nou e și TikToker. La tribuna 0, că alta n-au, joacă bine. E fotograf și editor, editorul pe paginei Unirea Ungheni. Un corner muncit. Încearcă FCSB să o împingă, așa a zis Jaxi? Așa a zis Jaxi, vorbește urât Jaxi? E bun, semințea era semințe, doamna? Da, le vinde pe TikTok, nebună. Le vinde pe TikTok, nebunul meu, Cristi. Haide, mă, băiți. Să vedem ce vă poate pelea. Companiu, dă-i și tu cu căpățâna. Mamă, corde e pe bancă, bă. Ha, le-a dat-o la un primul om pe toate. Mamă, stai că a plecat de oman de ăsta. Roșu Chiricheș. Da, băieți, vă mulțumesc frumos pentru live-ul din seara asta. Să aveți o seară minunată în continuare. Eu am fost Neți, ne vedem mâine seară. Ne vedem mâine seară, facem live cu FIFA la ora 7. Și da, cam asta a fost. Mergem și noi fiecare în patul lui. Mamă, dar cum să-i dai, mă, așa topor, mă, la experiența ta? Ce credea că e ultimul? Ce credea, Doamne? De ce mă chiri, mă? Pardon. Am zis înainte că Chiricheș? Mai bine făcea reacție la Instagram iubire? Păi nu e, mă, emisiunea. Mai auziți? Am mai auzit, băieți? Sunt cu Steaua la Madrid. Mama, am avut 1238 de vizionări avem azi și avem 68 de like-uri, mâncați. Deschide pachetele lui Mirel. Ne-am dus pe pili, băieți. Hai, liniștește-te, liniștește olarule, te rog eu frumos. Radunovic. Ma. Să nu le mai dea. Ce a fost, mă? A fost ceva, băieți? Și mie îmi place Marise.
Mamă, Mirel, omul meu, cred că are o bericică, două la bord, din ce observ eu așa pe chat. Cred că s-a relaxat un pic la meci cu o pungă de semințe și cu două bericioaice. N-a fost, mă, nimic. N-a fost, era greu să dea. Cine ăsta, mă, Pantea? Sunt foarte relaxat, mă, gândeam eu. Și o pungă... Și eu cu o pungă de popcorn, trei beri. Să vă fie de bine, băieții mei. Să vă fie de bine. Cine ăsta, mă? Hai, de la Noger l-am mâncat. Am crezut că joacă FCSB un roșu, băieți. Îmi cere 1000 de euro. Mă duc să pap ceva. Poftă mare. Mă. A lovit. Minutul 65. Ce să zic? Nu prea pot să fiu optimist. Echipa mai bună pe total n-ai avut. Da, mă, da, clar. Clar, n-ai ce să... Ți-am zis, mai buni, mai organizați. Te pup, chidule, te pup, respect. Te pup, ce faci? Mai buni, mai organizați, cu idee de joc. Echipa care, logic, merită să meargă mai departe. Mă uit la meci? Și noi ne uităm la meci. Ne-am uitat și la Sepsi un pic, ne-am bucurat. Acum ne uităm la Sepsi, suntem triști că a luat Chiricheș roșu. Meci mai prost. Joacă șut fundaș central, da, și joacă Djokovic închizător, Colaro la mijloc. 4-4-1, gen Djokovic-Olaro. E greu. Bine că nu jucăm Copenhaga, aia sunt peste ăștia în campionatul lor, da. Da, o echipă bună Copenhaga. Nu știu pe Darami ăla care era mare wonderkid și l-a luat Ajax-ul, dar n-a confirmat la Ajax. Ești bine rău pe tactici? Te pop, Luci, te pop. Ce se întâmplă cu fotbalul românesc? Bă, e bine. Eu zic că două echipe calificate în play-off, problema e că Sepsi joacă cu Bodo în Glimt aia și măcar cu Farul, dacă am rămâne în grupe, tot ar fi ok cu echipa. Să avem o echipă în grupe, mulțumesc, Doamne. Acum se văd mesajele? Se văd, cum să nu se văd. Se văd, frate. Dar nu se știe niciodată. Dar e greu, mă, că na, e greu. Fiul lui Larsson la Copenhaga? Să fie greu și cu Helsinki? Da, nu zic că nu o să fie greu, dar au o șansă. Clar sunt Helsinki, aia sunt favoriți. Zic eu, cred. Nu știu exact ce echipă au, dar... Inter PSN? Unde, mă? Compania secretă Ibrahim Fomici de nu aleargă? E posibil și asta. CC Jacu 7 sunt Partaf. Ce să zic? Era pe bancă la danezii Sien? Mă trolați, nu? Era unul care se mâna sau ceva? Sau ce? Ce așa stupii? Că nu se califică FCSB-ul, frate. 69, mamă, 69 de like-uri, ce număr frumos. Noroc. Nu chiar e Sien? Chiar e în stafful lor? Nice-o! Oricum se vede că noi trebuie să ne batem cu echipele mici după să avem parte de lucrare. Păi da, dar vezi că conferențul ăsta parcă am fost făcut pentru echipele mai mici, așa, adică nu mai știi declarația lui Gigi? Declarația lui Gigi când azi de conferenț? Mergem, câștigăm conferența, an de an îl câștigăm. An de an câștigăm conferență, bradere! Hai că câștigați an de an conferență, că nu poți să-i scoți pe Nogerland. E Sien în staff, am înțeles. E bine să mă uiți să te uiți? Poftă mare, frățiorul, încă o dată. Poftă mare. Le mai dau ăștia un gol cât de repede. Cât de repede le mai dau un gol.
Ce a fost, doamne? Care ai zis, doamne, Șoșoi Usturoi Zbârcea n-a dat ăștia gol? Ne pregătim de Champions League, dar nu poți să califici în Conference? E greu, mă, frate. E greu. Nu o să mai vedem Champions League mulți ani. Mulți ani înainte. Eu? Mulți ani înainte nu o să mai vedem în Champions. Să fie dificil, foarte dificil. Plus că se bagă de când, din ce an se bagă formatul ăla cu mai multe echipe, se schimbă formatul. Să fie... Să fie... Greu. Bine că a prins Dorinel să califică direct în grup. Sezonul viitor. Eu sper că FCSB să egaleze. Bă, toți sperăm să egaleze FCSB-ul, dar... Nu-i văd. După joc așa nu prea-i văd... Nu prea pun așa mare presiune, nu prea, e greu. Și asta e echipă bună, sunt calculați, stau bine în teren, tactic, e greu. Mai ales sunt 10 oameni. A fost greu în 10 oameni, apoi în 11 oameni, apoi în 10. Am văzut echipa lui Beck, face voia lui Becali. E de bandadă, mă, uite, de asta vorbeam și la băieți, e de bandadă. E normal, în momentul în care există chestia asta cu antrenorul, cu patronul care face schimbările și în vestiar sunt multe discuții și în... N-ai, nu mai au autoritate nici antrenori și e așa un val de probleme care se activează una pe alta. Ar trebui să te întrebi pe transmisia să faci insula Iberia adevărat. Când spuneam că nu avem șanse cu echipe de genul Helsic sau Bodø Glimt, e destul de trist, prin anii 2005 de ani de 5, la 5 în sus? Da, mă, da, dar toate campionatele și tot fotbalul s-a dezvoltat, în schimb noi am rămas la același nivel, asta e diferența. Chiar poate ne-am dus mai în jos. Tot s-a dezvoltat, noi am rămas sau chiar ne-am dus în jos și e normal să fie diferența asta. Chiar e normal. FCSB nu are atacant pur și simplu? Păi vezi că companiul ăsta n-a jucat rău la FCSB, chiar n-a jucat rău. Gigi Patronici și Ibrahim, păi bă, un antrenor cu personalitate n-ar veni, mă, niciodată. La FCSB și se vede că nici nu au fost. Mamă, măcar să scoată turnul din toate pozițiile. Nu credem că putem păcăli fotbal cu investiții cât mai puțin sau chiar gratis? Nu poți să păcălești. Poate poți să păcălești, faci un rezultat printr-o minune odată că se aliniază astrele, dar nu poți să... Pe termen lung n-ai nicio șansă. N-ai nicio șansă. Un antrenor cu personalitate nu s-a duce, mă, și nu s-au dus la FCSB. De aici și problemele, de aici și Steaua la ce lot are și la ce potențial financiar are Becali, ar trebui să fie campioană an de an și să odată cu campionatul ăsta ușor să urce și în coeficient și așa mai departe și să fie echipă de Europa și de competiții europene an de an. Dacă ar fi la potențialul imens și ar pune un antrenor și ar lăsa să-și vadă de treabă. Cu siguranță ar fi campion an de an. Și ar fi în competițiile europene în fiecare an, dar e jucăria omului și se joacă cu ea. Domnul, cred că îți dă tricoul rup la cât de mult bombardat este. N-am mai zis Șoșoi? Las că a zis Târnu. A zis Târnu la faza asta. Bravo, Târnu. Compania a jucat în Liga, dar nu trebuie să faci comparația asta, frate, că ai jucat în Liga 4-a italiană. Trebuie să-l raportezi la cum a jucat la noi în campionat. Și la noi în campionat a jucat chiar bine, a dat goluri. A dat goluri și la Craiova și la FCSB de când a venit s-a mișcat bine. Nu trebuie să te gândești că a jucat în Liga 4-a de nu știu unde, din Italia. Ce legătură are? Nu le-am eu cu fotbalul, dar echipele românești când ca niște desculți, e diferență. E diferență, Chidrea, e diferență mare. FCSB-ul chiar a jucat bine, bine s-a chinuit, că e de bandadă, mă, ăsta e cuvântul de bază, de bandadă. Uite Sepsi, echipă organizată, echipă cu antrenor, conducere și așa mai departe, tot ce v-am zis despre Sepsi. Uitați-vă, nu prea au avut meciuri echilibrate, până acum nu le-a dat nicio șansă la nicio echipă adversă. Pe CSKA Sofia e echipa numărul 1 Sofia din Bulgaria, i-au cocoșat rău de tot. Când faci lucrurile cum trebuie și le faci, ai un cap și le faci după cum trebuie, după un plan bine organizat, ies lucrurile.
Aici e și adversarul lor gelat de peste nivelul? Da, într-adevăr. Și logic, ăștia sunt o echipă bună, danezii. Sunt o echipă bună, danezii. Bă, trebuie să vă gândiți că noi am jucat cu Silkeborg, care Silkeborg nu sunt nici la... Nu știu dacă sunt la 50% din ce sunt ăștia. Și i-a eliminat atunci pe FCSB, i-a bătut de... le-a sunat apa în cap. Dar acum anul ăsta chiar avea o echipă bună. Mi se părea că avea o echipă cu potențial FCSB și a zis că poate, poate. Să nu se ducă, asta e problema, să nu se ducă la Vale și în campionat, pentru că, am zis, e greu când știi că antrenorul nu face schimbările, când știi că nu decide poate primul 11 în totalitate, e greu, există, sunt un val de probleme care se activează una pe celălalt. Ia. Mamă, ce scoate târnă din toate pozițiile. Și când lași pe Florin Costea 20 și Miculescu pe ce puteți poți mai... Bă, nu e nimic rău în asta. Nu e nimic rău în asta, că gândește că prin banii ăștia, Becali a ajutat foarte mult fotbalul românesc. El a făcut și multe lucruri bune. Prin banii ăștia care i-a dat la UTA, bani pe care i-a dat la Botoșani, bani pe care i-a dat pe ce jucători a mai luat el, pe care i-a cumpărat, el a investit banii ăștia în fotbalul românesc și fotbalul românesc ar trebui să se dezvolteze pe banii pe spatele lui. Adică nu e nimic rău că a dat 1,5 milioane. Nu e prost cine cere, e prost cine dă, știi? Asta e ideea. Banii. El a crezut că și probabil cine îl sfătuiește pe el a crezut și mie mi se pare un jucător cu potențial. Nu de 1,5 milioane poate Miculescu ăsta, dar a profitat un pic de sezonul ăsta. A avut un start de început foarte bun și nu e, nu știu, multă lume îi dă cu hate, da? Și multă lume îi dă cu hate din cauza prețului, știi? Dar nu are nicio vină că s-a dat 1,5 milioane pe el. Trebuie mai bine să avem preparator fi să nu mai obosim atât, să ne aruncăm în careu, bătrânul Tamaș. Dă așa la toți copiii de la... Corect, corect. Păi bătrânul Tamaș a jucat în Premier League. Mai zis un jucător român în activitate care să mai fi jucat în Premier League o grămadă de meciuri. E vorba... Știi care e vorba, chidule? Eu sunt în fenomen. E vorba de la pregătirea care se face de la copii și juniori. Nivelul de pregătire, nivelul de forță, nivelul de pregătire fizică, fizic. Noi suntem dominați de la A la Z. Până orice competiție și peste tot. Un jucător care joacă în campionatul României, când se duce la un club în străinătate, îi trebuie măcar 6 luni să se adapteze la nivelul de pregătire, la nivelul de antrenament și să ajungă un pic la un nivel optim să poată să și în momentul ăla să poată să-și arate calitățile. Dar trebuie să ajungă un jucător român când se duce în străinătate la un club și nu zic în neapărat în Bundesliga sau oriunde, și prin Slovenia, prin Slovacia, pe unde se duc, tot la fel. Trebuie să puntile trebuie 3, 4, 5, 6 luni să ajungă la un nivel fizic și după să se antreneze cu echipa și să-și arate calitățile. Noi suntem sub nivelul mării. Peste tot. La tot și la toate suntem sub nivelul mării. N-avem nimic. N-avem infrastructură, n-avem condiții de refacere, n-avem nimic. N-avem nimic. E foarte important după meciuri să fie refacere, să-și revină organismul, alimentație, pastile și așa mai departe. Sunt multe chestii. Sunt multe chestii care la noi sunt zero, sub nivelul mării. Sub nivelul bine, în Liga 1 ar trebui să fie, dar chiar și așa, tot sunt degeaba, că nu poți să iei, nu te ajută. Și vecinul meu Ciucur când a dat așa, simțea că a luat adevărat. Vezi că a făcut o performanță bună atunci. A făcut o performanță bună. Pregătire, da, este adevărat, dar talent cam multă, păi nu prea mai este, vezi că nu prea mai este. Dar știi de ce nu prea mai este, frățiorul? Pentru că mentalitatea copiilor din ziua de astăzi, eu sunt în vestiar cu mulți copii și am lucrat. Acum eu văd generația din urmă care vin, am și eu 27 de ani și cred că pot să-mi dau o părere. Copiii ăștia care vin din urmă suferă mult rău de tot la capitolul mentalitate. Adică e jale ce se întâmplă și de acolo pornește totul. Pentru că talentați, crede-mă că jucători talentați au fost și vor mai fi. În schimb se duc în jos și în loc să se ducă așa în sus și să meargă pe rampa asta în sus așa, să se ducă bine rău de tot, să se dezvolte sănătos și așa mai departe, să ia pas cu pas, să se ducă frumos, să se dezvolte de la an la an și așa mai departe, se duc în cap, din cauza mentalității. Pentru că la noi mentalitatea este jale. Păi la noi de la copii se începe brusc, se bagă, nu ne-a, da, e și asta, Marius, e și asta, da, sunt și academii sau cluburi de fotbal unde se fac lucrurile corect. Sigur că a mai făcut ceva puțin este Răzvan Marin, păi da, Răzvan Marin datorită că a avut un părinte care a jucat la un nivel înalt, l-a crescut cum trebuie și tot, datorită mentalității a ajuns acolo. E foarte mult de mentalitate în momentul ăsta. Păi noi așa, altă dată bulgarii se uita la noi la tăi, acum ce crezi, ei sunt acolo, bă, nici ei nu sunt wow, nici ei nu sunt wow. Au avut Ludogorețul care au mai scos în lume, chidule. Dar nu sunt nici ei, și la ei e jale, și pe la bulgari e jale, pe la bulgari, pe la moldoveni, pe aici, pe lângă noi, și pe la ei e jale. A avut o persoană acolo, ăla de la Ludogoreț, a avut o grămadă de bani și a făcut echipă și
A jucat și prin Europa. Așa ar putea să uite. Asta ar fi exemplu cel mai bun. Cum e la Ludogoreț, așa ar putea să fie FCSB-ul. Fără doar și poate. Dar Ludogoreț cu patron cu bani, antrenor lăsat să-și facă treaba, vezi rezultatele. Și la FCSB se știe deja care ce se întâmplă. Ce aici mai sunt șanse? Bă, e greu. E greu să le dai la așa, că sunt organizați, sunt echipă bună. E greu să le dai gol în 10. Cel mai clișeic lucru auzit în fotbal românesc e: noi suntem tehnici. Care tehnici? Că sare mingea de noi ca din colțitul mesei? Păi da. Da, sunt. Se nasc jucători buni. Sunt și jucători buni. Și la nivel, la fiecare grupă de vârstă, cu siguranță avem jucători talentați. Da? E problema cum îi creștem, cum pe ce terenuri îi creștem. Acum ușor mai sunt academii, asta vă zic. Și se mai dezvoltă un pic, da? Când vezi pe ce terenuri se antrenează unii jucători, te ia cu răuț. Noi nu avem echipa națională, dar de echipa aia națională se face, trebuie să o iei, știi, o piramidă, așa. Echipa națională e aici în vârf, echipa națională e în vârf și aici la bază trebuie să fie echipele de club. Dacă tu n-ai echipe de club, echipa națională care e în vârful piramide n-are cum să aibă reușite. Cam asta e ideea. Ăla Cârgean, cât de prost poți să fii să pleci la Arsenal, se ducea la pit? Bro, Cârgean a jucat doar la nivel de juniori. La nivel de, cum se cheamă, mă, în Anglia, că am uitat. A jucat doar la nivel de juniori și nu e nimic de judecat. Rapidul, să știi că la Rapid, în momentul de față, este un proiect solid și de asta îmi și doresc ca Rapidul să-și revină. Este un proiect solid, este un proiect în care se pun niște baze, au niște principii și vor să se dezvolte. Un proiect solid și sănătos, zic eu. Reserves, Under 21, da, ceva de genul. Nu e nimic rău că a venit la Rapid Cârgean. Chiar nu e nimic rău și o să vedeți că dacă o să joace bine Rapid, o să joace bine și el și o să-i prindă bine un sezon la seniori. Du-te în Championship, nu în România? Păi probabil nu l-a vrut nimeni în Championship. Cine știe? Rapid e un club frumos, frate. Nu prea e greu. Dacă ai coițe, nu e chiar așa, mă, frate. Că nu e ca și cum poți să te duci unde vrei tu. Nu e ca și cum poți să ieși, că ești pe FIFA și ai toate echipele în față și poți să alegi ce vrei tu. Depinde de ofertă, depinde de situație. Nu mai judecați așa foarte, foarte ușor. Nu mai judecați așa foarte ușor doar după aparenția unui oameni. Că n-ai de unde să știi tu ce s-a întâmplat acolo. Și să zici de la că e prost sau că n-are cojones, cum ziceți voi. Nu mai judecați așa, că din fața televizorului e foarte ușor de judecat. Dar n-aveți idee care e întreaga poveste, n-aveți idee ce s-a întâmplat. De exemplu, pot spune că și în cazul tău nu ai fost dat în jos de internet. Ba da, pot să zic chestia asta, da? Nu e... La mine, sincer să vă zic, pot să zic că a fost și chestie de noroc, probabil, în unele situații. De când cu FIFA putem câștiga UCL cu orice echipă? Da. Omul a vrut să vină... Mamă, a contat și asta? Asta cred că e de la alea trei beri, Marius. Să mă bată tata, dacă nu e de la alea trei beri. Alunecă degetele pe taste. Minutul 82. Dacă mai sunt 8 minute și s-a mai dus o calificare. S-a mai dus o primăvară. De ce fac? Ce primăvară? O competiție? O grupă europeană? Măcar să apere târnul bine și să nu mai avem un gol. Că vezi că a apărat bine și în meciurile astea europene îți faci cotă. Îi se pune acolo câteva sute de mii la cotă. În prima repriză am avut două, trei ocazii să calificăm meritat, da, clar. Dacă aveam noroc poate la faza plașutului Coman sau plașutului Șut. Să dăm gol, poate era altceva, dar te întorceau, zic eu, că au calitate, se vede. Avem nevoie de o halbă de bere după meci? De o halbă, băi. O halbă bere, o halbă rece la draft. În 84. Cum, parcă nu este nimic din așa, Tavio să-l urmărească. Comandanul ăsta e la un nivel bun, chiar e la un nivel bun și l-am mai urmărit în ultima perioadă, se și antrenează cu ardoare,
Chiar se antrenează bine rău de tot. Și după antrenamente îi face și extra. Și de asta și rezultatele astea bune și meciurile bune pe care le-a avut în perioada asta. Asta zic și așa urma combinația perfectă? Mă, n-ar fi rea. N-ar fi rea o Xiaomi, ca sincer. Hai să-mi salăți pe băieți. Dar ce ai, mama? Dar ce ai, mama? Ce ai, mama? Vă salută și rău, băieți. O să asteriști mine, sunt pe campionat și la noi mergem în grupele Champions League? Asta zic. Asta zic. Ce, mă, agitatule? Ia uite-l ce agitat e ăsta la ora 10 seara. Ce fericit pare și rău? Ce faci? S-a culcat și el, băieți. A avut și el o zi mai grea. Cine a dat gol, mă? Cine a dat? Da, băieți. A fost frumos cât a durat. Să punem televizorul la loc. Rămâne să intre un pic de aer. A fost frumos cât a fost. Cele două goșare de suporter, 2-0. Puteți să ziceți Șoșoi până mâine, păi nu, mai are rost, că degeaba zicem noi Șoșoi, dacă trebuie să dăm și noi goluri, știi? Că ei tot dau sau nu dau, chiar dacă nu dădeau, trebuia să dăm noi, asta e problema. Și noi cam greu am dat. Da. Noger la FCSB 2-0. Atâta s-a putut, băieți. Game over, e GG. Era clar că în 10 oameni o să fie greu. Era clar că în 10 oameni o să fie rău. Ăștia sunt două clase, adevărat, m-a câștigat echipa mai bună, trebuie să fim și realiști. N-ai ce să le faci. Când te bate echipa mai bună, e GG, n-ai ce să le faci. Sănătate, felicitări și așa mai departe. Dinamo Kiev 2-1 Giulești, vezi ce mi-au calificat, a pierdut calificarea în tur? Uite, da. Păi tocmai de asta, că sunt echipa mai bună, de asta n-am avut ce să le facem. Ce un doi a făcut? Sunt echipă, mă, ăștia antrenează trasee. Te pup, Roan, revenit? Te pup, Andrei, te pup. Dar nici nu-i văd cum era odată să tragă? Bă, parcă nu. Asta pleacă tot de la un antrenor, frate. Eu, din punctul meu de vedere, v-am zis, de la un antrenor pleacă. Parcă nu mai sunt nici cum erau la începutul campionatului, sincer. Nu-i văd, aveau și vecul ăla, era FCSB-ul, avea atmosfera aia și, nu știu, ritmul ăla, forță. Un gol pe final a schimbat șef gol pe final, mâncați ești gata, că e minutul 88, ce să mai facă cu un gol? Și nici nu se apropie de poartă. Când esteau echipele astea, asta se aplica acum 50 ani, frățiorul meu, Adrilion. Acum nu mai vin cuvintele. Nu se mai aplică. A luat și Kirikesh. Lei pe Kirikesh, jucător cu experiență, îi trage la topor acolo fără nicio logică să mă bată tata, dacă era vreo logică. Am schimbat pe tenis. Lasă că acum se fixează pe campionat. Bă, chiar aveam încredere și credeam favorit pe FCSB în campionat, dar nu-i văd bine. Că e clar că e de bandadă. Se vede în joc. Te-a lăsat spor la antrenamente, meciuri oficiale. Ce mai ai perioadă? Te pup, Cristiane, te pup. Mersi mult că ai intrat pe live și te mai aștept și pe următoarele. O să facem live mult mai des în ultima perioadă, pentru că sunt acasă și o să facem mult mai multe. Perioada asta nu prea e content cu FIFA și de asta nu sunt chiar zilnice. Când o să fie în FIFA 24, o să fie, cu siguranță o să fie live-uri zilnice. O să încercăm să facem și view party-uri în perioada asta, cât mai să mai stăm așa de vorbă. Mai vorbim despre fotbal, despre una, mă mai întrebați și voi un alta. Mai stăm așa pe spate. Trebuie să-mi iau un scaun neapărat, că mă cocoșează asta pe spate rău de tot. Un Football Manager o să jucăm. Trebuie să continuăm și cariera cu Miroslava. În perioada asta până o să apară FIFA în septembrie,
O să le facem pe toate. O să mai jucăm și din cariera cu Miroslava. Vedem. Mai facem și view party-urile. Mai facem de toate. Weekendul următor încep. Ce să încep weekendul următor, Bovi? A, campionatul? Da. Pe 26 începe campionatul. Dar n-are legătură, că având în vedere că sunt acasă, e mult mai bine, e mult mai relaxant și mult mai... Pot să fac și eu live-uri cu voi, mai stăm de vorbă, ne mai relaxăm, mai jucăm, mai una, mai alta. E altceva. Să mai comenteze Jaxi că nu e de el. Joci Pro Clubs? N-am jucat Pro Clubs, nu. N-am jucat Pro Clubs deloc. Mișcare altceva? Da, îți dai seama că abia aștept să înceapă campionatul. În perioada competițională e cel mai ok, că nu mai... Așa că în cantonamente, când din astea, nu-i chiar rău situația la fotbal. Dar așa când e perioada competițională, e super. E super, abia aștept. Dacă mai sunt și rezultate, mai vin și banii, e perfect. E perfect, e tot ce trebuie. Cât e, mă? 90, mâncați. Bă, dar n-aveau jucat la... Ia să intru pe la Jaxi. YouTube. Uite că face și Hamshik Live. Ba. Ce salarii ai? Confidențial, bro, salarii. E confidențial. Face cu VP. Navi cu Vitality începe după meciul ăsta. Mamă, numai bine. Numai bine, mă pun în pat, ia. HL TV. Ia să la ce oră încep Navi cu ăștia. Îmi place mult rău de tot să mă uit la CSGO. Mai ales de când noi avem pe românii ăștia în scena de... În scena asta la echipe mari. Îmi place mult rău de tot. Tot Jaxi comentarii și la Navi? Da. Da. Vitality cu Navi 22-25. Perfect. Perfect. Numai bine mă duc și eu în duș. Să mai stau un pic și mă bag la meci. Ăștia la 2-0 cu nouă pro atacă, zici că le trebuie gol? Păi normal, băi, e totul de mentalitate, frate. E totul de mentalitate. Dacă era 2-0 pentru noi și scorul ăsta, știi cum stătea Tavi Pop... De fapt, e că ești afară. Știi cum zice? Stătea Olaru pe jos? Știți cum stă Olaru pe jos când conduce echipa lui? Știți ce zic, da? Știți cum stă Olaru pe jos? Ați liniștit, zici că se rupe ceva în el. Zici că se rupe ceva în el de la mijloc. M-am ținut că sunt punctul cu VAR de la ușa. A plecat comparația, zic că e punctul cu VAR de la 11 metri, Mirel, mâncați. Mamă. Să nu le mai da vreunul. Dar măcar dacă le dă, să le dea... Nici că era la Nuba? Adevărat. 92, nu mai are. Nu-și mai are rost. Boys, vă pup. Mersi mult pentru seara de astăzi, pentru view party-uri. O să mai facem watch party-uri, de fapt, cum le-am numit acum, că am făcut și sigla asta. Frumoasă, să o folosim pe watch party-uri. Vă mulțumesc că pentru meci. Ne mai vedem, că o să mai facem watch party-uri din astea. Vă dau link-ul lui Hamshik. Dacă vreți să mergeți acolo să-l ajutați cu un like, dă și el un giveaway, cum îi zice? Un AK Phantom. Dacă sunteți jucători de CS, mergeți și acolo la el și dați un like, nu trebuie să scrieți Ride by Nemții sau ceva. Mergeți acolo și ajutați cu un... Stai și că nu mai știu aici. Mergeți acolo și ajutați-l pe frățiorul meu cu un like. Pentru că știți foarte bine că, bine, nici noi nu suntem mai departe, dar știți când eram și noi la început pe drum și nu făceam like-uri. Trebuie like-uri ca să-l bagem recomandat acolo. Uite, așa are 74. Poate face 100 pe live-ul de astăzi. Și băgați, dacă jucați și CS, vă băgați și la giveaway. Poate câștigați un AK, ce AK e ăsta? AK Phantom, auzi? AK, mare AK Phantom. Poate vă băgați și pe ele. Te pup, Rege, te pup, Andrei, te pup. S-a terminat? Când se termină meciul, am dat și entry. Mamă, 4 minute. Deci mai avem un minut. Mai avem un minut. Vara europeană se oprește aici. Bine că avem Faru și Sepsi. Nu știu câte șanse o să aibă. Ia să vedem scorurile de prin părțile celelalte. Ia stați să mutăm, că putem să mutăm și scena acum. Scena de desktop. Nu știu ce scrie pe aici, dar e ok. Cred că se vede. Nu mai știu exact, n-am mai setat-o. Helsinki cu Karabakh. I-a bătut Karabakh-ul. Mamă, merge Karabakh mai departe, mă, nu Helsinki. Că ziceați voi de Helsinki. Am dat like și sub, te-a pupat, Alin. Mersi mult. Cu ăștia joacă, mă? Cu Karabakh joacă? Cu Helsinki joacă Faro? Pe aici nu-s Helsinki?
A, cu a, că pleacă din Europa, am înțeles, cu pierzătoarea, da, 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 am înțeles. Nu înțeles, ăștia-s Europa, da, și sunt, le dă downgrade. Haken cu Zalg, mamă, Haken, mamă, i-a cocoșat. Bredea bate așa, Sepsi a bătut cu 1-0, Lincoln, Balcanii ăștia merg mai departe, Balcanii ăștia care au jucat cu Cluj. Și au avut meci Clujul cu ei. Ăștia nu străi Balcanii, de unde a venit și, de la ăștia a venit și Crașnicii, parcă. Pogon și Cezin, s-a terminat meciul. Pogon și Cezin așa. Bodă i-a bătut pe Punic ăștia. Ce mai avem? Ceva vreo surpriză? Dinamo Kiev îi elimină pe Aris. Așa. Final la Nogerland. Maccabi Tel Aviv. Apoi Berșeva. Pau cu Lulucescu merge mai departe. Cu Blujul normal mai departe. B. Mamă. 1-0. Mamă, nici... A fost... A fost 3-1 pentru Beşiktaş, mă, ăștia Alomutu. Conduc 1-0 ăștia Alomutu cu Iuri. Tamaș ăsta care a jucat la Sepsi, Iuri care a jucat la Cluj, Jaber așa. Hai să. Mamă, uite ăștia echipă cu Rebici, Fernandez. Hai să, Nana, Amartney. Ăsta e Amarty. Ăsta e Amarty, ăla de la Leicester? I-am bătut și pe ăștia. Ăla de la Leicester, mamă, l-au luat pe Amarty ăștia de la Leicester la Beşiktaş să mă bată tata. Bun. Vă pup, băieți. O seară, stai așa să găsesc care e, mă, doamne, asta e. Vă pup, băieți, aveți o seară minunată și reușită în continuare. V-am zis, dacă vreți să mergeți să vă uitați la Pamșicu, să-i dați un like acolo, ar fi de mare ajutor dacă face, ia, 76 de like-uri. Reușiți să facem și noi 80 de like-uri la frățiorul Pamșicu? Ce părere aveți? Are 76 de like-uri acum. Putem să facem și noi 80 sau nu? Sau nu? Încă 4 like-uri ar mai trebui. Dacă puteți și vă lasă sufletelul vostru să mai dați 4 like-uri. Ar fi de, ia să intru și eu de pe contul ăsta. Ar fi de mai știu. O seară în continuare, te pup, Mirele, te pup. Seară frumoasă, frate. Să ai poftă acolo. Să ai poftă acolo, viața mea. Vă pup, băieți, seară frumoasă și ne vedem pe următorul live. În cel mai rău caz, ca așa se zice pe la noi, în cel mai rău caz facem mâine la ora 7 live cu FIFA. Deschidem pachetele și avem de la o promoție nouă. Deschidem acolo pachetele, că știu că vă plac astea cu FIFA mult răudători și poate mai facem și mai devreme cu Football Manager. Vă pup. Și cu Fabrizio Nențau, bineînțeles. Vă pup, seara frumoasă, somnișor, mulțumesc frumos pentru participare, pentru participarea la și pentru toată susținerea. Vă îmbrățișez și somnișor, suflete calci, suflete calde. Vă doresc să vă simțiți tot cum se simte Mirela acum după 3 beri. Hai, vă pup, ceau!